de la ședința Consiliului Local din luna iulie. Avem o agendă destul de, de mare, să zic așa. Doamna președintă, vă rog, preluați conducerea ședinței și prezentați ordinea de zi. Bună ziua, bine ați venit și bine v-am găsit, dragi dărmăneșteni. Începem ședința ordinară cu 15 puncte. Dau curs citire, în conformitate cu legile articolului, prevederile articolului 133 aliniat 1 și articolul 134 aliniat 1 din OUG 57-2019 privind codul administrativ și dispoziția primarului orașului Dărmănești. Începem ședința de astăzi cu aprobarea punctului 1, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2019. Dacă sunt discuții și neclarități pe acest punct, da, domnul Balaș. Ca să nu mai avem pentru ședințele următoare discuții la față de proiectul, față de procesul verbal de ședință, aș dori ca fiecare proiect inițiat în cadrul AT Dărmănești, inițiat de primar sau orice altă persoană, să aibă referatul de aprobare ca instrument de prezentare și motivare semnat de inițiator, rapoartele compartimentelor de specialitate, dacă se poate, avizele cu caracter consultativ din partea comisiilor de specialitate și alte documente prevăzute de lege. Ca să nu mai avem discuții de ce ne abținem, de, adică am vrea să avem toate aceste date. Mai sunt anumite... Da. Mai eu sunt știu că la fiecare proiect de hotărâre se pun documentele care trebuie să stea în spate. Vom discuta pe fiecare proiect, să vedeți și nu. Bine, dar eu cred că e bine să repetați ce am discutat la ședința pe comisii, să prezentați deci, acel top mare... am spus la comisii că documentele care de suport, care stau în spatele fiecărui proiect de hotărâre, sunt multe și înseamnă, mapa înseamnă câteva sute de pagini, da? Și am rugat ca fiecare consilier să retransmită adresa electronică și începând de, din acest moment, fiecare veți primi mapa în format electronic, ca să nu mai fie niciun fel de problemă. Mai sunt. Da, domnul Moise. E o greșeală de exprimare care se tot repetă pe parcursul procesului verbal și anume vis-a-vis. Vis-a-vis, din câte știm, traducere din francez, înseamnă peste drum sau față în față. În contextele de fără de aici... Adică vis-a-vis de o anumită problemă, este incorrect gramatical. Și vreți să modific? Cu care? Cu ce sintagmă ați dori să modific? Spuneți dumneavoastră... Nu vedeți că este mai... Sintagmă. Nu e corect. Deci asta... Nu așa, dar... Spuneți-mi dumneavoastră care este sintagmă și eu voi să facem interpretarea materială. Nu pot să vă spun. Doar că asta e greșită expresia asta. Să înțeleg că e greșit, dar nu știu cum să scriu corect. Nu, rămâne la latitudinea dumneavoastră. Latitudinea mea este cu vis-a-vis. Da. Bine, este. Okay. Deci, de asta, dar poate mai intră nevoia din clasa 5-a prin documente primării. Sigur că da. Deci, dați-o asta sintagmă și eu vă voi modifica. Nu, de altă. Că se iertă pixul rotul și ar face din lucrurile. Sigur. Și ajunge mereu, spune asta. Sigur, cererea modificată este, cum ați spus dumneavoastră, foarte corect. Dar este întotdeauna o traducere are corespondentul în limba. Se numește adaptări. Da, exact. Vis-a-vis se poate spune referitor la. Sau așa se numește. Nu, nu este gramatical, nu e viitor. Bine, doamna secretar, procesul verbal, de ce nu-i semnat de președintele de comisie, dacă nu l-ați dat la mapă? Pentru că nu era doamna, acum 5 zile nu era doamna. Bine. Astăzi l-am semnat. La sfârșitul ședinței eu să vă dau proiectul, dar v-am semnat astăzi. E președinte de... Da, și doamna are un serviciu și îl semnează când vine la ședință. Eu trebuie să vă mai spun ceva, dacă sunt, de exemplu, discuții înainte de aprobarea procesului verbal, în partea dumneavoastră, da? Se fac acele corecții și după ce procesul verbal rămâne definitiv, îl semnează președintele de ședință, da? Ca să înțelegeți procedura. Deci, dacă sunt ceva completări sau, eu știu, neclarități, el rămâne definitiv, așa cum s-a stabilit în ședința de consiliu, după care președintele îl semnează președintele de ședință. Cred că sunt
cred că sunt lucruri care nu viciază sub nicio formă conținutul procesului verbal, nici corecții sau ce. Partea legală. O singură observație, ședința de la trecut a fost deschisă de continuare. Da, nu, de mine a fost deschisă. Așa este. Da. Nu asta. Să punem la vot. Cine este pentru aprobarea procedurii? Cu 16 voturi pentru, procesul verbal al lui trecut a fost adoptat. Punctul care? 15. Domnul Cotoreanu a scris. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 de lei pentru acordarea unui ajutor de urgență a doamnei Bălănică Cristina, cu domiciliu în strada Bujorul, numărul 6, localitatea Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. Da, am să fac scurte precizări la acest proiect de hotărâre pe care l-am inițiat. Am avut o solicitare din partea unei familii din Dărmănești care se află într-o situație dificilă din punct de vedere medical pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea unei intervenții chirurgicale de maximă importanță, zic eu așa. Sigur că suma pe care am propus-o, 5.000 de lei, nu asigură, să zic, în totalitate necesarul pe care l-a solicitat, dar este un prim pas și sperăm ca să-i fie folositor și să-și rezolve problema în sănătate. Supunem la vot. Sunt probleme de discutat pe acest subiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material în cuantum de 1.550 de lei familiei Nicoi Florin și Nicoi Jenica, cu domiciliu în localitatea Dărmănești, strada Rechitiș, numărul 26A, localitatea Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe. La fel, am avut o solicitare din partea unei familii cu o situație materială deosebită, cu probleme de sănătate majore, să acordăm sprijin financiar pentru refacerea casei în care locuiesc. Am propus să acordăm un sprijin material în cuantum de 1.550 de lei în materiale pentru familia respectivă. Calculul de 1.550 a reieșit în urma deplasării colegilor de la serviciul urbanism la acea locație și a făcut un necesar de materiale, strict necesar pentru a putea locui familia. Și dacă va fi aprobat acest proiect de hotărâre, colegii mei de la urbanism vor urmări îndeaproape aceste materiale, dar se vor lua pe tranșe, în așa fel încât materiale să fie puse în opere la acea locuință și, sigur, familia să trăiască în condiții normale, zicem noi, pentru că în acest moment le plouă în casă, a fost o vijerie, dar a luat acolo acoperiș și așa mai departe. Dacă aveți întrebări. Aveți întrebări? Da, domnul Balaș. Suntem de acord să dăm ajutoarele astea, dar ar trebui să existe o notă de calcul la Comisia de Urbanism, care să o avem și noi să vedem. Adică, din undeva a reușit o sumă, știți? Da. Deci noi avem exact nota de calcul. Avem exact nota de calcul, să înțeleg că aveți nevoie de această notă. Nu, la orice deviz, la orice afirme, o notă de calcul, rest din anumite. Am aici nota de calcul a șefului urbanismului, a domnului arhitect șef, care spune că nu a vizit de interes, s-au realizat fotografii pe care le aveți la mapă, da? Le-ați primit și s-a solicitat, eu știu că în regim de urgență se fac anumite lucrări, sunt metri pătrați, absolut tot ce avem aici. Deci eu am precizat că suma de 1.550 a rezultat în urma unui calcul făcut de specialiștii din cadrul primăriei, da? Pe care, sigur, vă putem pune la dispoziție ca să o aveți. Specialistul putea să vină să spun, doamne, trebuie căprior, trebuie ală, trebuie... Da, specialistul este în concediu, dar vă spun eu... Am vă spun eu ca să, da, ca să supinesc prezența sau lipsa
Spune așa, aproximativ rigips și accesorii de 500 de lei, scândură aproximativ de 500 de lei, parchet 350 și var și ce mai are acolo 200 de lei. Am detaliat aici, rigips pentru tavan 16 metri pătrați, scândură sub rigips aproximativ 0,5 metri cubi, rigips pentru un perete 16 metri pătrați, parchet 16 metri pătrați, var 20 de kilograme. Deci v-am dat cantitățile, v-am dat și valorile, în sumate rezultă 1550 de lei. Înseamnă că se refolosesc și materialele. Se refolosesc și cele, care, sigur, că, da, cele care sunt acolo se refolosesc. Și 1550 de lei, să le faci și un bocan, nu-i un cavaloare. Ce nu am pus noi aici, nu este manoperă, iar familia a solicitat ca și să plătim și un constructor, n-am reușit, pot să-și pună cei că sunt acolo destul de mulți, pot să pună mâna și să-și pare ce au ei acolo și... Primăria a avut un litigiu cu această persoană și tocmai de asta noi demonstrăm că nu avem nimic cu nimeni și acolo unde sunt probleme încercăm să intervenim. Foarte bine. Da. Mai dorește cineva mulțumim. Să aducă bine? Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției imobilului teren și construcții, Moara de Apă Hazaharu, avizează cele trei comisii. Da. Prezint pe scurt și acest proiect de hotărâre. În proiectul de buget aprobat în februarie 2019, noi am prevăzut niște sume pentru a achiziționa imobilul Moara de Apă Hazaharu. Fac precizarea că acest imobil este conform legii 422 prevăzut în lista monumentelor la nivelul anului 2004 și până în prezent, monitor oficial 646 bis și spune că la nivelul orașului Bermănești avem ca monument Moara de Apă Hazaharu, construită la începutul secolului 20. Acest monument este în proprietate privată la acest moment, într-o stare avansată de degradare. Mai mult decât atât, familia nu are capacitatea, sau proprietarul mai bine zis, nu are capacitatea de a investi în acest obiectiv și de a-l aduce la nivelul anilor 1800 și ceva, 1900. De asemenea, în calitate de autoritate publică locală, avem obligații vis-a-vis de întreținerea acestor monumente, care sunt prinse în lista monumentelor aprobate prin legea 422. Așa la naștere, ideea de a achiziționa noi acest imobil și de a derula un proiect cu fonduri europene în vederea readucerii acestui monument la să zic, așa cum era el la început. Am făcut un raport de evaluare, am solicitat unui specialist, ANEVAR, să ne facă un raport de evaluare, să vedem care este valoarea acestui imobil. Imobilul constă în 1379 de metri pătrați și două construcții, moară și un graj, care fac parte din monumentul Moară de Apă Hazaharu, sunt în intrabilan orașului Bermănești, iar în urma raportului de evaluare a rezultat suma de 19.000 de lei. Am venit cu acest proiect de hotărâre, da, și propunem ca Autoritatea Publică Locală Bermănești să achiziționeze acest imobil cu valoarea de 19.000 de lei, adică cei 1.379 de metri pătrați de teren intravilan, plus construcțiile din amplasamentul respectiv. Așa cum spuneam, există la acest moment o axă de finanțare deschisă și dacă veți aproba acest proiect de hotărâre, imediat vom face demersurile pentru a achiziționa, conform legii achizițiilor, un proiectant care să vină și să ne propună un
proiect de reabilitare a acestui monument, Moara de Apă Hazapa. Sigur că este un prim pas. Dorința noastră este să, ca în viitorul apropiat, să discutăm și de complexul hidraulic Piuă și Drâsta, tot monumente de la Dărmănești, da? Tot prinse în lista monumentelor la Dărmănești, dar este o etapă ulterioară, să vedem, este altă familie, să vedem care sunt costurile și, sigur, dacă le putem reamita. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da, domnul Maraș. Da, da. Oportunități de finanțare, cum ar fi mai bine, în domeniul privat sau în domeniul public? Deci orice imobil, da, orice imobil pe care noi îl achiziționăm se face în domeniul privat. După care, în funcție de axa de finanțare, se trece în domeniul public. Cu siguranță, după achiziționare, noi vom veni cu un nou proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public. Astea sunt regulile de achiziționare. Deci orice imobil se achiziționează în domeniul privat, urmând ca după aceea să trecem în funcție de finanțarea pe care noi o obținem. Ce este deschis la acest moment este o axă de finanțare pentru monumente care sunt în domeniul public al autorității publice. Da, domnul Roman. Mă gândeam că dacă tot putem prinde pe axa asta, să le vedem în același cadru și Drâsta, și Piua, și Viltoare, pentru că sunt de același domeniu și dacă tot prinde axa asta, să le vedem toate în aceeași investiție. Am analizat oportunitatea asta și vreau să vă spun că axa de finanțare se închide în septembrie. Dacă ne mai strâmbinăm mult și mai așteptăm, pentru că noi n-am purtat discuții cu cealaltă, cu celălalt proprietar, acolo nu e dezbaterea moștenirii, sunt mai mulți frații, e o problemă un pic mai complicată și s-ar putea să treacă trenul pe lângă noi până ne mai găsim. Dar o avem în vedere și vedem ce se... Ce așa nu cred că prinde manul ăsta, dar să sperăm. Depinde cât de repede ne mișcăm, dacă ne mișcăm, depunem proiectul. Domnul Milea. Da, dacă aprobăm și va cumpăra această moară sau acest teren, trebuie luat în calcul drumul de acces până acolo, care trebuie automat refăcut. Este și drumul pe unde trece Văcăria de pe Boișă. Pârâul care trece pe cartierul Țigan. Este... Da, romilor de așa. Și atunci trebuie refăcut pârâul. Adică să luăm în calcul, acum cumva, ori printr-un proiect, ori de la bugetul local trebuie să refăcut pârâul și drumul neapărat. Și atunci, tot nu avem un muzeu al satului, ca și spațiu, cred că ne-ar permite să dezvoltăm un muzeu mai adevărat. Inclus să moară, dacă putem să facem și Piua, că avem, asta avem tradiție în zonă, și ar putea să mai găsim ceva de pe la Piua, de la familia Aira Tazaparu. Asta cu vârtoarea mea nu avem tradiție în zonă, dar ar fi interesant de făcut. Da, deci, dar ar trebui și face parte din strategia de viitor a localității în dezvoltarea turismului, zic. Eu deci, ar trebui luat în calcul. Și că strategia și că pașii următoare. Dar eu știu. Pentru că spunea de asta de drum. Știți că acea cale ferată pe care noi am cumpărat-o cu ceva timp în urmă și am spus că o transformăm în șosea de centură, vine să rezolve problema pe care am discutat-o și să deschidă acces spre aceste obiective. Mai mult decât atât, al doilea obiectiv la care ați făcut referire, Piuă și complexul hidraulic, care este naval de acest obiectiv, nu ai acces acolo decât pe șoseaua de centură, altfel n-ai pe unde să ajungi acolo. Da, părerea mea ar fi să fie în aceeași curte, dacă s-ar putea. Nu, pentru că ele au niște reguli foarte clare, sunt monumente declarate, au niște puncte clare, nu le putem. Nu le păzit și acolo și acolo. Da, nu le putem. Iar mai mult decât atât, acum lucrăm la planul urbanistic general și în noua viziune a planului urbanistic general am prins toate aceste obiective. Da? Deci se va dezvolta o zonă acolo din toate punctele de vedere. Da, domnul Despa. Da, bine, haideți domnul Apetit, la Plopu unde s-au fost trei muri. Da. Există și acum, deci, vârlele care au făcut o cursă apa din Plopu și s-au întâlnit Plopu în acel loc. Deci, se vede și locul de viază, construit de viază, unde au fost desaltat apa, sute, se pot da.
Deci sunt exemple, adică de a arăta deci, fostele gârni de apă din lamurile care există. S-ar putea să mai existe și din ele componente. Mauri sau acolo la moară, de exemplu, la moară, unde spune roata morii, deci este gârla, dar și să moară este gârla. La, la reabilitarea acestui proiect, noi trebuie să ne adresăm la specialiști agreați de Ministerul Culturii și, sincer, eu nu știu cum arăta moara asta în 1800 și ceva. Și ei ne dau coordonate exact ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, absolut toate datele legate de... Dar să ajungem noi la momentul respectiv și sigur că suntem de acolo. Deci articolul 16, raportul de valoare registrat la Tăbătățul numărul 1938. Da. Nu găsesc raport. Îl aveți pe adresa de mail. Să fie dumneavoastră toți, cred că... Mai devreme de adresele de mail. Este pe mail primit? Mie pare rău, am deschis astăzi cei drept, cum era pagina de la goală. O să o rog pe doamna secretară să vă trimită confirmarea că s-o primit, s-o trimis la toată lumea. Deci până se rezolvă această treabă cu mail-ul, vreau frumos să le păzăm. Eu am văzut că... Vă să vi se spune ea că nu știu ce gata mai făcut în poziție. O altă problemă. Se încheie contractul de vedere cu părerea în trebuie atât de mâine și mai vreau zavarul, va ține și mai... Cei doi răsunăți? Deci. Ei sunt proprietari. Ei spune că moșteritori, deci cine sunt moșteritori? Se aprobă încheierea mai mici de scolată. Proprietarii ei sunt. Se aprobă încheierea contractului, au obținut vânzare, cumpărare. Da. Între mașetă. Și cei doi. Mai ales câte o dată. Cei doi. Puteți spune acolo urmași. Urmași. Urmași proprietari. Deci legat de... Domnul Cupresfa, legat de contract. Cu siguranță acel contract va fi făcut anotar. Și dacă, da, ce sunt acolo? Dar toate documentele pe care noi le avem aici sunt pe numele de funcțiilor. Pentru că cele documente nu și-au făcut dezbaterea moșteniei. Și să vă corect să-și facă dezbaterea de moșteniei. Acum se face. La, deci la notar, când vom ajunge acolo, nu vă faceți probleme că nu... Ca să înțeleagă locuitorii orașului Dărmănești. Poate mulți o să spună că nu este atât de important acest proiect și de ce se achiziționează. El a fost declarat cu foarte mulți ani în urmă de către Ministerul Culturii ca monument istoric și primăria este pasibilă de taxe suplimentare, amenzi, care vin de asta. Una din țintele noastre este să dezvoltăm turismul, da. Noi avem peste tot în localitate indicatoare Moara, o fază în Varul, ce mai avem noi acolo și, de fapt, Moara e un dezastru la acest moment, e un teren plin de tot felul de... Deci asta e. De ce ați scrie așa, Moara de la Dacal, complex de instalații din hidraulice? Ăla este alt obiectiv. Deci, am avut la poziția 5 ne oprim, Moara, lui Pasăparul, mai jos la poziția 6 este complexul de instalații hidraulice, ce pe care am vorbit, râzdă, piuă, asta înseamnă. Da, dar noi am avut doar piuă. Așa ai crescut la Ministerul Culturii, așa ai dat un moment oficial. Ei acolo când a fost ușor. Asta e preluat din Ministerul Culturii. Eu cred că în decursul anilor, cred că în decursul anilor, fi fost și vârtoare, fi fost și drâsă și poate de o situație rapidă. Da, ori fi avut evidența că... Avem pe cine întrebăm, dar nu mai contem. Dacă am putea la putem să le facem un muzeu turistic, ar fi extraordinar. Supunem la vot cine este. Da, domnul Casas. Există posibilitatea, nu știu, negocierii cu proprietarii, nu știu, să plătim, de exemplu, doar valoarea terenului. Am văzut în evaluare că terenul are o valoare de 13.000 și iar Moara în sine cu celălalt în jur de 5.500. Din punctul meu de vedere, ca și clădiri, în afară, din punct de vedere istoric, contează. Dar, din alt punct de vedere, nu contează. Deci nu îți dă un bun. Practic, noi luăm acel bun, îl restaurăm, încercăm să facem ceva cu el. Dar nu vinde un bun. Vreau să vă spun că am încurtat aceste discuții cu urmașii, cu moștenitorii și au cerut o sumă mult mai mare. Deci, chiar că, da.
Și de-aia noi am făcut acest raport de evaluare și am apelat la ANEPAR și, mă rog, a rezultat suma de 19.000 de lei. În contractul de vânzare-cumpărare nu trebuie să cumpărăm imobilul așa cum e el prevăzut în lista de, dacă din cum e cadastrat. Moara, din punct de vedere, eu știu, și valorii și din punct de vedere sentimental, pentru familie contează mult mai mult decât acel teren. Și mi-a și spus, doamna, am muncit la acea moară, am lucrat împreună cu tatăl dumneavoastră și credeți-mă, valorii pentru urmași e mult, mult peste ceea ce... Și poți să fie restaurată. Deci 19.000 de lei, eu vă spun că nu este o sumă pe care bugetul o casă nu o poată suport. 19.000 de lei, în condițiile în care avem, cât a spus acolo, cum teren este... Este valorii, pentru hipotezii că o să fie restaurată. Așa dacă ea se implantează de fiecare an și nu am să mai fi nimic. Da. Vă mai spun un lucru, să știți că anumite piese care sunt acolo și sunt, moară, piatră și așa mai departe, valorează foarte mult, pentru că au valoare istorică în ele. Ele valorează foarte mult. Adică dacă noi încercăm să găsim o piatră de aia de moară undeva și mai ales aia originală care s-a folosit acolo, vreau să vă spun că nu o să o luăm cu poate 50.000 de lei. Da, deci nu... Deci nu cred că e, repet, o povară pentru Consiliul Local 19.000 de lei. Povara va veni să facem, să restaurăm acel monument. Să... Da, deci valoarea unui proiect de reabilitare acolo depășește 2 milioane de lei. Mai sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci două, da, potrivă și... Da, așa, foarte... Scrie ce da. Vreau să fac mențiunea că toate proiectele supuse astăzi spre dezbatere sunt inițiate de domnul primar. Am omis chestia aceasta să o specific la fiecare și acum spun ca să nu spun la fiecare proiect că inițiator este domnul primar. Cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, domnul Moise și domnul Despas s-au împotrivit și domnul Balaș s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru salariați din cadrul ATP Oraș de Mănești, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Da. Conform legislației în vigoare, pe care n-am să o amintesc aici că este destul de multă, dar bănuiesc că dumneavoastră ați parcurs-o, avem obligația ca în limita fondurilor disponibile pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Dămănești să acordăm, începând cu ianuarie 2019, vouchere de vacanță. În bugetul pe care l-am aprobat la începutul anului, am prevăzut aceste sume datorită faptului că în cursul anului 2018 salariile la angajații primăriei au fost crescute, majorate puțin. Comparativ cu celelalte OAT-uri din zonă învecinate cu noi, am făcut aceste majorări la un procent mai mic, datorită faptului că noi ne-am putut să facem și să dezvoltăm bugetul de investiții a primăriei. Mai spun că și reamintesc faptul că la preluarea mandatului de primar, cheltuielile de funcționare ale OAT-ului erau foarte mari și cheltuielile de dezvoltare mici. Pe fiecare an am schimbat raporturile în sensul de a crește investițiile, bugetul de dezvoltare și de a, eu știu, menține constant sau chiar a reduce cheltuielile cu personalul, cheltuielile de funcționare. Astăzi am venit și am propus acest proiect de hotărâre care stabilește regulamentul intern privind acordarea voucherelor de vacanță, așa cum spuneam, pentru angajații atât personal contractual cât și funcționarii publici. Sper că l-ați citit. Este un regulament la care s-a lucrat destul de mult din partea colegilor din aparatul de specialitate și el vine cumva să compenseze pentru 2019, în cazul în care în 2020 bugetul nu va permite acordarea acestor vouchere de vacanță, nu le vom da.
Deci vorbim de 2019. În 2020 va fi alt exercițiu bugetar, altă proiecție financiară și vom discuta în momentul respectiv dacă vom da sau nu. Acest regulament este dat și pentru 2020, da? Deci se adresează 2019-2020, dar sigur că vom discuta în momentul respectiv. Și dacă aveți întrebări, vă rog. Organizația sindicală ați avut discuții pe tema acestor vouchere? Da, am avut discuții. Organizația sindicală nu mai există în numeric foarte mare, este o organizație restrânsă și am avut discuții cu ei și sigur că sunt de acord în condițiile în care le dai ceva. Ei au o problemă că nu le dai, dar atâta timp le dai ceva. Trebuie să existe dialogul ăsta cu... Deci am avut discuții și tocmai din considerentul că n-am avut cele majorări salariale așa cum și-ar fi dorit unii colegi, la un moment dat dacă pierdem controlul și eu n-am venit la primărie doar pentru a da niște salarii. Nu. Și am venit cu un program pe care noi l-am și cetățenii l-au votat la momentul respectiv, da, pentru a dezvolta și a face ceva pentru localitatea asta. Sigur, din acest considerent au fost salariile crescute mai puțin în 2018. Da, domnul Despa? Da, domnul Despa. Poate să mă dea cu telefoane. Deci nu beneficiază de aceste vouchere primarul și viceprimarul. În rest, toți angajați, 80 de oameni, 80. Da. Deci primarul și viceprimarul nu beneficiază. Fără din da. Deci nici aleșii locali, nici consilier local nu beneficiază. Deci consilier local și demnitarii primarul și viceprimarul nu beneficiază. În rest, spuneam personalul contractual și personalul funcționarii publici care sunt angajați în primarul. Eu propuneam ca să ne gândim să dăm aceste vouchere, că vacanțele deja au trecut, sau desători din Băcea, nu au beneficiat de vouchere. Da, sunt valabile cu mine. Știu că vrea să citie, au nevoie în vacanță. Da, vrea să citie... O uceam să faci pe articolul 36, dar nu prevedea ceva, domnul primar, în legătură cu aceste vouchere. Spune. Cum ce spune? Aș spune fondul necesar pentru voucher pentru anul următor. Păi sunt asigurate. Nu, domnul primar a spus așa. Deci, vă rog să citiți. În funcție de fonduri veți acorda aceste vouchere. Domnul Desa, eu vreau să nu intrăm în polemică, că nu vreau să vorbim cu asta. Vreau să vorbim cu trimitele la un articol. Vă rog, citiți legislația în domeniu și veți vedea că undeva spune că în limita fondurilor disponibile. Vedeți, tot pentru cultura noastră, că sunt autorități pentru publice. Cultura, pentru cultura noastră. Sunt autorități publice în... Articolul 36 ne-a pus. Domnul Desma, sunt autorități publice în țara noastră care nu dă aceste... Și vă din ele Consiliu că pot să fac și o chestie asta. Deci eu... Pot și eu să vă răspătate. Am impresia că eu v-am răspuns foarte... Dacă aveți cumva stări de nervozitate... Nu am stări de nervozitate, dar eu am încercat să vă explic și mi-a spus că intrăm într-o politică. Nu intrăm în politică. Deci eu v-am spus că în limita fondurilor disponibile și vă rog să vă interesați dumneavoastră pentru dumneavoastră să vedeți că sunt autorități publice în vecinătatea Dărmăreștiului care nu au loc care nu dau aceste autorități publice, am zis, da? Care nu dau aceste vouchere din considerentul că nu au resursă financiară, da? Deci eu asta am spus. Deci eu am renunțat un obiect și un articol și un obiect. Foarte bine. Și hai să vă vezi ce spune răsul. Să-ți mă rog. Și cine are neclar de cine și unde e neclaritatea? Nu am înțeles. Nu, eu am spus foarte clar. Este bine ca să găsim fonduri ca acești oameni să beneficieze de orice. Mai ales... Deci, eu cer și proiect de hotărâre am inițiat. Deci, am inițiat proiect de hotărâre pe 2019. Tot legislația pe care dumneavoastră nu o cunoaște spune că... Spune că ordonatorul principal de credite are dreptul să angajeze cheltuieli în exercițiul financiar ăsta. Nu pot discut ce în 2020 sau 2030. Da? Deci noi discutăm de 2019. Poți să faci cu legea de legislație. Poți să arăt ca în metodă. Da. Eu am spus că am inițiat un proiect de hotărâre să dăm niște voucher. Dacă dumneavoastră sunteți... Eu am zis ceva, am venit cu o propunere. Am zis că e propunere. Deci dumneavoastră puteți propunere. Mi-ați zis ceea ce ați spus la la nivelul anului 2020 vom discuta atunci. Da, vom avea un buget, vom discuta atunci. Tocmai asta am spus. A spus ca să fiți atenți cu aceste fonduri. Și în exercițiul financiar de anul 2020 să bugetați și fonduri. Ce mai reclamă să o facă? Nu văd unde e neînțelegerea, dar mă rog. Bun, mai sunt de lămurit pe...
Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului din voucherele a fost adoptat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2019. Adresează cu cele trei comisii. Are cuvântul doamna Mereuță. Atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, avem o creștere de 52.000 de lei, respectiv. La venituri, impozit și taxe pe teren de la persoane fizice, 19.000 de lei. Impozit pe mijloace de transport persoane juridice, 29.000 de lei. Venituri din concesiuni și închirie, 4.000 de lei. Astfel, bugetul la partea de venituri este de 23.708,40 lei. La partea de cheltuie, propun repartizarea sumei de 52.000 de lei, astfel, capitolul 65.02, învățământ, articolul 20.05.30, obiecte de inventar, suma de 17.000 de lei, suma necesară pentru achiziționarea obiectelor de inventar, pentru înființarea unei noi grupe de grădiniță. Și la capitolul 67.02, cultură, suma de 35.000 de lei pentru organizarea evenimentului Zilele Orașului Dărmănești, respectiv manifestări culturale artistice, și premii pentru familiile care au venit 50 de ani de la căsătorie. Astfel, bugetul la partea de cheltuie va fi de 26.808,40 lei. Da, haide la domnul Deșef. Câteva precizări am să fac și eu. Este o rectificare pozitivă. Și vreau să fac mențiunea asta pentru că e o perioadă destul de dificilă și marea majoritate a autorităților publice au rectificări negative. O rectificare pozitivă, am spus că 17.000 de lei merg spre învățământ obiecte de inventar. Este vorba de grădinița cu program prelungit. În urma solicitărilor cetățenilor de a înființa o nouă grupă de copii la grădiniță, am avut o discuție cu doamna director. Trebuie să reamenajăm un spațiu, să-l dotăm cu cele necesare, cu pătuțuri, lenjerie, veselă și așa mai departe. Am făcut o estimare, undeva 15.000 de lei, între 15 și 20.000 de lei ar fi nevoie acolo. Partea noastră este de 17.000 de lei. Doamna director va, după ce vom transfera banii către liceu, va urma procedurile de achiziție publică, în așa fel încât, la 1 septembrie, acea nouă sală pe care, clasa pe care cetățenii au, care au copii la grădiniță au solicitat, o să fie funcțională. Sigur că o parte din ce am reușit să strângem în plus îi dirijăm spre cultură și am spus Zilele Orașului Dărmănești. Avem o sumă insuficientă pentru a face un eveniment. Încercăm din puținii bani să încercăm să, așa cum spuneam, să acoperim o parte din cheltuieli. În fiecare an avem acea manifestare 50 de ani de la căsătorie și pe această cale rog familiile care în cursul anului 2019 sărbătoresc, împlinesc 50 de ani de la căsătorie să vină în cel mai scurt timp la primărie cu documentele pe care le solicită colegii noștri, în așa fel încât pe data de 23 august să poată să participe la această ceremonie. Legat de rectificarea de buget, la acest moment toate proiectele pe care le avem în derulare sunt finanțate. Nu avem niciun fel de problemă legat de situația financiară și sper ca până la sfârșitul anului să ne încasăm acele sume pe care noi le-am bugetat la începutul anului. Taxe și impozite. Dacă aveți întrebări. Dacă nu spuneți la... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Vă rog, domnul Bataș. Domnul Despaș și
12 voturi pentru și 3 abțineri. Domnul consilier Moise, Despa și Balaș s-au obținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești, ediția 2019. Avizează cele trei, Comisia Juridică și Buget Finanțe. Da, cred că am prezentat la articolul anterior, la rectificarea de buget și punctul 7. Da. Sunt completări? Domnul Balaș? Uite, pentru zilele astea a Dărmăneștiului, noi stabilim în cadrul OAT-ului, noi consilieri votăm. A trebuit să facem o dezbatere publică, să vedem oamenii chiar vor zile și nu vor alte lucruri de Dărmănești să facem. Asta eu cred că e o chestie strict populistă pe care o propuneți dumneavoastră. Eu aș zice să vă întâlniți cu, da, eu aș zice să vă întâlniți cu cei 40 de, cele 40 de familii care sărbătoresc 50 de ani și să le spuneți că păi fac parte din, fac parte din aceste manifestări culturale. Da? Să le spuneți, oameni, am gândit noi așa că ar fi bine, că ar fi bine să facem așa. Noi am zis să întrebăm tot în numări, numări. În al doilea rând. Eu, da, eu vreau să vă spun că dezbaterile pe care dumneavoastră le solicitați, eu am discuții aproape zilnic cu tot felul de... Da, ne sună când sunt zilele orașului partidului. În al doilea rând vreau să vă spun... Da. În al doilea rând vreau să vă spun că noi avem și noi niște, să zic, copii care dansează, care cântă, care aceste talente locale pe care trebuie să le promovăm și să le susținem atât cât putem noi, da? Nu o să vedeți din 35.000 de lei că vor veni aici nume nu știu de care sonore de pe nu știu ce scene, ci, așa cum au încercat și alte localități, încercăm să susținem și să promovăm talentele locale, atâtea câte sunt ele, da? Și avem noi la, oraș, la nivelul orașului Dărmănești și nu numai. Deci, cam despre asta. Este un eveniment care a fost preluat, nu l-am inițiat prima dată noi, de 3 ani de zile. Acum, nu știu cine este în măsură să spună că... Și participarea oamenilor înseamnă, adică dovedește că ei își doresc asta, dacă nu își deci noi trebuie să ținem cont și de părerile cetățenilor, dar nu numai de anumite componente strict populiste. Și am făcut precizarea că la acest moment noi avem asigurată prin grija aparatului de specialitate, finanțare la toate proiectele. Nu avem la momentul ăsta un proiect care să nu fie finanțat și vezi, Doamne, am făcut împrumutul nu știu pe unde, ca să ne finanțăm anumite proiecte și noi ne permitem 35.000 de lei în oraș. Vedeți că sunt comune care fac manifestări culturale cu 200.000 de lei sau poate mai mult. Noi 35.000 de lei nu știu ce o să facem acolo, că numai scena aia, dacă e să aduce o scenă și să o montezi, o să vedeți cât vă costă. Dar, mă rog, eu v-am spus, nu facem desmăț, pentru că la momentul de față fiecare leu contează și, repet, avem proiecte pe care noi trebuie să le cofinanțăm și să le ducem mai departe și aceste manifestări culturale, culturale educative sau culturale sportive, cum vreți să le spunem noi, culturale, sunt aproape identice cu cele care le-am făcut în primăvară când am avut acele jocuri de fotbal, meciuri de fotbal, când am inaugurat stadionul, da? Deci fac parte din activitățile pe care le-am prevăzut. Dacă tot suntem la capitolul ăsta cultura, aș vrea să întreb, parcă tot în ședință de Consiliu noi am aprobat decenarea unor instrumente la nivelul Consiliului Local. Mai știm ceva de ele mai avem? Nu m-am dat ăsta. Nu, categoric, acum nu negăm ce e făcut. Ele sunt într-o mai sunt ceva de ele sunt într-o mai Și în condițiile în care vom reuși să reabilităm clubul pe care l-am cumpărat. Așteptăm atunci să începem. Da. Ok, de asta întreb. Da. Cred că nu e nicio greșeală să întreb. Nu, nu sunt doar probleme. Două sau trei. Așa și noi cumpărăm moara acum, dar să mă facem tot în mandatul meu, să vinii celălalt ce nu-i mandatul meu. Deci, domnul Comandă, dacă doriți să faceți o pampară, vă ne-nvire în grafic. Am avut și o mămuri seara. Asta era. Deci, le avem. Da. Da, domnul Despa. Păi bine că preluați lucrurile bune ale predecesorilor și e bine să vă opriți. Sper să nu
s-au acuzat de populism. 23, 24, 25 august. Da. Avem timp să organizăm o competiție sportivă între satele, cartele, probleme, cu siguranță. Ca să dăm o lotă totuși mult mai amplă față de ceea ce a fost. Și bine, și sunt dimineața să se face. Deci putem lua reprezentanți din fiecare cartel, din fiecare sat, să-și facă o echipă de mini fotbal. Deci eu... Terenul poate fi împărțit în două, în trei zile se facă și am discutat de manifestări culturale sportive, am să iau legătura cu Ionică, cu mare drag, orice fel și nu numai... Eu mă gândeam și la o competiție de șah, sincer, și de șah. Gândeam să vedem care este potențialul copiilor la nivel de școli și nu numai copiilor. Da? O competiție de șah care ar fi frumoasă. Adică, în cadrul acestor manifestări, putem să facem niște premii și pentru fotbal și pentru Table, dacă nu mai sunt, nu mai sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Obține? Cu 15 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind alocarea de bugetul local a unui sistem de bani pentru de orașul de Bănești a fost adoptat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâri privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de către Camera de Conturi, județul Bacău, prin raportul de follow-up numărul 817 din 28.06.2019. Avizează cele trei comisii, dau cuvântul domnului primar. Da. În data de 15 iulie 2019 a fost transmis către Consiliul Local, deci în această lună, de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău, o adresă prin care mi se comunică, așa cum spunea doamna președintă, decizia numărul 42 de prelungire a termenului de realizare a măsurilor dispuse prin decizia 42 din 2017. Ce înseamnă acest lucru? În 2017, Curtea de Conturi a venit și a auditat Autoritatea Publică Locală Bermănești pentru perioada 2015-2016. În urma acelui control al Curții de Conturi a fost întocmit un raport care avea anumite, să zic, neconcordanțe cu legislația și au fost stabilite niște măsuri pentru a se recupera sumele care au fost cheltuite ilegal. Deci vorbesc de perioada 2015-2016. Sigur că noi am avut o perioadă în care trebuia să ducem la îndeplinire acele măsuri. Peste 80% din acele măsuri, chiar 90%, au fost duse la îndeplinire, dar o parte pe care le-ați văzut în documentația pe care ați primit-o, nu au fost duse la îndeplinire. Și vorbesc de măsurile 1-4, cu tot ce înseamnă 4-1, 4-2, 4-3 și sub măsura 4-5 și, de asemenea, măsura 10-2. Sigur că n-am să intru în detaliu, le-ați citit, le-ați avut la cei care au avut timp să le deschidă. Are 65 de pagini acest raport. În data de iulie, așa cum vă spuneam, 2019, a venit Curtea de Conturi și a verificat măsurile pe care noi trebuia să le ducem la îndeplinire. Sigur că ni s-a stabilit un termen până pe data de 20 noiembrie 2019 pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor care n-au fost duse la acel moment. Prin proiectul pe care îl astăzi îl aveți la mapă și pe care l-am inițiat, la articolul 1 ne însușim constatările și măsurile stabilite de Curtea de Conturi în anexa 1, da? Deci asta înseamnă că îl acceptăm și nu avem ce să contestăm. La articolul 2 am stabilit niște persoane din cadrul aparatului de specialitate a primarului care trebuie să ducă la îndeplinire aceste măsuri, pe care trebuia să le ducă și până acum, dar din diverse motive n-au fost toate duse la îndeplinire. Și de asemenea, vedeți dumneavoastră acolo că avem și un termen până când trebuie implementat. Dacă la data expirării termenului pe care noi îl avem, persoanele nominate la articolul 2 nu duc la îndeplinire aceste măsuri, sigur, avem
alte mijloace de a sancționa, avem mijloace de a sancționa aceste persoane. Deci, legat de punctul numărul 8, noi v-am adus la cunoștință care este sau care sunt constatările și măsurile stabilite de Curtea de Conturi, așa cum spuneam la articolul 1, cine este responsabil și până când deducerea la îndeplinire a punctelor care n-au fost până la acest moment îndeplinit. Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul Balaș. Mă adresez doamnei Mereuță. Cum se vor recupera complet aceste sume? Care este modalitatea de recuperare? De pe lista suplimentară. Confundați subiectul. Vedeți că nu vorbim de toate, vorbim de măsurile curții de conturi celelalte din aia. Dați două lucruri. Ce a rămas de încasat persoane de sume, dar ai pe și taxe. Așa, cea mai mare sumă este pe neîncasarea impozitului pe mijloace de transport și anume pe căruțe. Deci aici, aici avem o problemă, de exemplu, ca să înțelegeți de ce nu s-a recuperat această sumă în totalitate. La momentul 2015, în registrul agricol, exista un număr de căruțași la Dărmănești declarați, cu număr de căruță, da? De 150 de oameni aveau numere de alea galbene pentru căruță. Sigur că ei trebuia să plătească un impozit la primărie. Dar omul își luase numărul în 2012 sau în 2011 sau în 2013 și și-a vândut calul. El nu mai avea căruță, dar nu vorbă ținea acasă. În evidența noastră apărea că acea căruță e, funcționează, e pe stradă, merge și are omul cal. Când au verificat cei de la Curtea de Conturi, au văzut că în loc de 150 de căruțași care erau încă la registrul agricol în evidență, în realitate plătise doar 70. De ce diferența nu? I-am chemat și am zis, dar eu am văzut că nu mai am nici cal, nici căruță sau omul decedase sau... Ei, cu toate astea, Curtea de Conturi a zis, nu, domnule, pentru că el, acel cetățean, n-a venit să-și scadă de la registrul agricol și să predea acel număr cal și ce avea de la impozite și taxe, e bun de plată. Deci este un exemplu de ce nu s-au recuperat acele sume, pentru că nu mai aveam de la cine sau... Ăștia îi regăsim la asistență socială, o vându ca ușor. Nu e vorba doar de ea, nu. E vorba de... Da, un exemplu, da. Și al doilea... Și o amășit. Da. Este extinderea creanțelor prin aplicarea măsurilor de executare silită. Deci din 11.657, cât au stabilit cei de la Curtea de Conturi, s-a încasat doar suma de 492 de lei. Adică din 110 milioane am reușit să încasăm 500 de lei. Aici se lucrează. Rămâne să mergem să punem psichet. Celelalte forme de executare sau... Deci asta e raportul curții de conturi altul, e punctul 8. Și dacă ai mătruși, eu știu unde e, cu pachetele astea. Aia e altă mătrâie, 9. E 9 și 10. Punctul 9, e altceva, da? Deci 9. 9, asta e punctul 8. Și dacă ai mătruși, căruțele... Păi... Deci aici au fost... Când este exact ca și la mașină. În momentul în care ți-ai vândut mașina sau nu mai ai, dacă nu o radiezi, e aceeași chestie. Sau la tractor, sau la ce mai avem pe acasă. E corect. Vreau să întreb pe doamna Mereuță dacă... Deci, cetățenii au fost anunțați și mai fac un apel. Cei care nu mai dețin, eu știu, căruțe sau alte atelaje care le au prin curte și sunt înregistrate la primărie, să vină rapid să le scadă, că altfel, sigur, vor veni taxe pentru. Vă mai spun că părerea mea sinceră este că sunt niște taxe care nu cred eu că ce caut om își cumpără un cal, că nu vorbim. Pe ce plătim noi din fonduri la primărie? Ce să facem? Nu vorbesc de primărie, permanentă. Toate poate utilizate. Pentru ce plătim noi cu un bun care cumpără este a meu, taxe de drum, pe ies, pe drum, taxe de așa, dar nu trebuie să mai plătești o taxă la primărie, să eu fel de din. Mă repet, mă adresez primăriei de tot de primărie. Din punctul meu de vedere, sunt niște taxe abuzive, că omul are un calcul mai portofie, tot, dar plătesc ceva la primărie.
Deci din 2017 această taxă pe număr de căruță am scos-o, nu mai prezentat, dar dacă v-ați uitat cu bugetul 2017 și 2019, deci început cu 2017, aceste taxe nu mai sunt. Deci cei care au avut înainte căruțele au avut probleme. Acum la momentul ăsta nu mai plătim nici în 2019, nu sunt prevăzute aceste taxe. Domnul Roman, vreți să discutați? Deci dacă... O întreb pe doamne Răuță, dacă până acum a reușit să fie doar 400 milioane, până... 400 de lei. Dacă până în 20 noiembrie reușești strângătorul? Este problema lui. Încurajoase, dar noi am luat o hotărâre. Dar nu mai bani, ci putem să, dacă între timp... Noi luăm o hotărâre acum, în Consiliu. O să dacă se vorbim de chestia, și aceasta este tot o formă de executare, deci... Și mai există în codul fiscal, sunt prevăzute niște niște articole care... Da, am trebuit un raport privind modul de duce la dirigirea acestor societăți emise. Deci domnul Desca, raport, ce fel de raport? Raport la persoanele care trebuie să fie la medință. Adică urmăm cu articolul 1, știu unde este. Nu l-am găsit. Este la ce nu l-ați avut? Este. Este și referent. Și toată lumea că ieșim ți-a dat. Am senzația când ați mapa de ședință acum. De asta nu stai găsit. Nu, domnule, prima rapidă. Este. Deci îl aveți cu siguranță. Aveți impresii foarte delicate. Da, da. Este. Îl aveți mână? Aș uitați ca să vă ajut. Vedeți-o la punctul 2. Punctul de litera D. Impozită pe vin datorat persoanelor fizice, sumă statută 1523, sumă casată 1523. Da, exact. Dar asta de ce mai e dată? Pentru că a fost luată suficiența din raportul. Este o măsură nedefinită. Ca să vedeți că-i citesc, domnul primar. Deci este o măsură nedefinită, dacă nu. Pentru că asta e ce definită. Și deci eu pun aici la... Asta fost înscrisă de execută de conturi. Deci noi n-am cruncheat acel raport a cursului de conturi. Și a spus că o parte din acele măsuri au fost 80%, dacă nu ați fost atent la ce a spus eu, au fost între prin 80-90%. Da, și atent. Și au fost 10%, tot că nu sunt rău. Uneori nu sunt chiar apropiat de introducere, da. Trebuie la un pic de atenție. Mai sunt probleme? Da, mulțumesc frumos. Și eu mă bucur că... Scopul nostru este să înțelegem, da? Supunem la vot, da? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Să știți că chiar mă bucur că sunteți împotrivă, pentru că cei de la Curtea de Conturi m-au întrebat de ce a fost împotrivă omul. Zic, domnule, cred că nu-i de acord cu raportul meu. Domnul Moise, abținere, da? Da, abținere. Eu mă bucur că vă pot avea bucurie. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea da. Și eu am fost împotriva acestui raport, adică sunt niște chestii, suntem pe... Dacă nu mi se pare normal să soliciți omului care nu are cal de căruță de 10 ani să îi solicitați. Eu nu mă pot exprima, așa cred că de asta. În anumite direcții. 13 voturi pentru, un vot împotrivă, domnul Despasa a votat împotrivă și domnul Moise s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de recuperare a creanțelor bugetare stabilite prin procesul verbal numărul 5033 din 4-3-2019 privind constatarea neregularităților în implementarea COAT 2014. Avizează Comisia Juridică și Comisia Buget-Finanțe. Domnul primar? Da. Vreau să vă spun că în 2014 Primăria Orașului Dărmănești a distribuit acele ajutoare POAT, se numesc, acele pachete de alimente de la Uniunea Europeană. În 2019, în martie, Curtea de Conturi Europeană, prin reprezentanții din România, au făcut un control, nu la toate UAT-urile, ci după o anumită procedură, la acel control a fost verificat și UAT Oraș Dărmănești pentru modul cum a distribuit acele pachete în 2014. S-au constatat niște nereguli. În primul rând, s-a constatat că cei care au beneficiat 55 de pachete
O să mă uit un pic în anexă, ca să nu greșesc. 55 de persoane care au fost pe lista suplimentară au luat aceste pachete fără să aibă dreptul. Adică acele persoane nu au depus documentele justificative la momentul respectiv, așa cum prevedea legea. Și în urma acestui control, repet, 55 de persoane trebuie să înapoieze fiecare câte 105 lei. Noi avem aici anexă cu fiecare nume și prenume. Deci spun cei auditori Curții de Conturi Europene, OLAF-ul, că acele persoane nu trebuiau să primească aceste pachete. Acum, noi nu știm dacă acele persoane chiar au primit acele pachete, pentru că sunt niște semnături în dreptul lor acolo care sunt tot la recomandarea celor de la Curtea de Conturi, s-ar părea că nu sunt făcute de persoanele care au numele trecut acolo, adică acele semnături seamănă una cu altele, ca și cum ar fi fost făcute de o singură persoană. Nu știm asta și nu e treaba noastră. Cert este că 55 de persoane clar au fost găsite ca beneficiare de pachete fără să îndeplinească condițiile legale. A doua listă de persoane care sunt în număr de 81 și a căror valoare înseamnă 11.447 de lei, adică 114 milioane de lei vechi, sunt trecute ca că au ridicat aceste pachete, dar nu au prezentat acele cupoane. Altfel spus, inițial, acea listă de 2080 de persoane care a fost transmisă de către cei de la județ, însemnând aspect socială, pensii și așa mai departe, persoanele nominate în acea listă au primit acasă un cupon și pentru a ridica acele pachete trebuia să se prezinte la sediul primăriei cu cuponul respectiv. Predau cuponul, ridicau pachetul. Ei, din 2080 de persoane, 1900 și ceva de persoane au avut aceste cupoane și le-au predat, iar 81 nu au predat aceste cupoane. Ca atare, la verificarea Curții de Conturi, s-a constatat că Serviciul de Asistență Socială de la Primăria Orașului Dărmănești nu a putut prezenta decât 1900 și ceva de cupoane. Pentru restul persoanelor care nu au prezentat cupoanele, Curtea de Conturi solicită să se restituie banii. Sigur că fiecare persoană care este trecută în această listă trebuie să dea înapoi 142 de lei. Valoarea pachetului a fost mai mică, dar cu dobânzi majorări s-a ajuns la 140 și transport și nu știu ce mai putea acolo. A fost nominalizată printr-o dispoziție, o comisie din partea primăriei care a distribuit aceste pachete. Și sigur că acea comisie trebuia să verifice dacă atât persoanele nominalizate în prima anexă, cât și cele din a doua anexă, îndeplinesc condițiile. Deci, legal, ar fi trebuit să nu dea acele pachete dacă nu prezenta cuponul sau dacă nu aveau documentele justificative. Acest lucru n-a fost, nu s-a ținut cont, iar comisia care, cel puțin, este nominalizată în această, prin dispoziția primarului din 2014, întrebând o parte dintre ei, a spus, domnule, noi am fost nominalizați acolo, dar nu noi am fost cei care am dat aceste cupoane. Degeaba ne cereți nouă să dăm banii înapoi, că noi n-am semnat decât niște hârtii. Alții au fost cei care au dat acele pachete și că aia ar fi trebuit să răspundă. Cert este, adevărul este pe la mijloc. Și noi am spus foarte clar că aprobăm, nu avem altă soluție, recuperarea acestor sume. Exista și varianta ca din bugetul local să propunem ca aceste sume să fie virate către Ministerul Finanțelor Publice, dar era ilegal această măsură pentru că ar fi venit cineva și fiecare dintre dumneavoastră ar fi trebuit să plătească suma respectivă, adică cei în total 170 de milioane de lei vechi, 17.000 și ceva, ar fi împărțit la câți consilieri suntem aici și fiecare dădea câte nu știu ce sumă pentru aceste pachete. Deci această măsură este ilegală și de asta nu am venit să vă propunem astăzi. Și legea spune că
trebuie să recuperați acești bani de la persoanele care și-au luat aceste pachete, iar în cazul în care aceste persoane nu mai există, sau, nu știu, adică, dar mai sunt în viață, la articolul 4 spunem noi, în cazul nerecuperării debiturilor stabilite la articolul 2 și 3 din prezenta hotărâre, sumele vor fi recuperate de la persoanele nominalizate prin dispoziția primarului 556 din 2014, privind construirea grupului de lucru pentru derularea la nivel local a programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate VOAP. Și avem acea dispoziție. Sunt trei oameni săraci care chiar nu au nicio treabă și păcat ar fi să le luăm bani. Dar până la urmă nu avem ce face. Vorbesc de dispoziția pe care o am în față, dată la acel moment. Este vorba de Găburel Constantin, Mazilu Gheorghe și Sândulescu Dan Solin. Deci aceste persoane au fost nominalizate de primarul de la acea vreme pentru a distribui aceste alimente. În primul rând, aceste persoane sunt cu studii medii și nu aveau nicio atribuție pe treaba asta. Cred că ar fi trebuit să fie alți persoane cu responsabilitate, șef de serviciu sau de birou sau ce era la vremele. Dar așa s-a decis, nu comentăm noi. Deci, avem un proiect de hotărâre care a rezultat în urma controlului Curții Europene de Conturi și a Ministerului Finanțelor Publice. Am făcut toate demersurile pentru a justifica într-un fel sau altul de ce s-au dat acele alimente fără îndeplinirea tuturor condițiilor și am spus că o parte din persoane au pierdut acele cupoane sau că nu le-au primit prin poștă. Nu, argumentele noastre nu au stat în picioare și ca atare trebuie să recuperăm aceste sume. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da, domnul Maraș. Atâta timp cât acele persoane nu s-au trecut singure pe cele tabele, nu cred că e corect să le urmă niște bani acum. În momentul în care nu îndeplineau condițiile, trebuiau acele pachete trimise înapoi, cred. Și acum nu mai ajungeam aici. Da, corect. Dar să luăm bani de la oameni acum, nu cred că e corect. Nu s-au trecut singuri. Eu vreau să vă mai spun ceva aici, da. Pentru că se pare că unii chiar nici n-au luat. Și de asta vreau să investigăm și să trimitem adrese oamenilor, pentru că unii chiar n-au nicio treabă. Unii mi-au spus mie, domnule, eu n-am luat niciun pachet, cum apar pe lista aia și cine a semnat în dreptul meu. Da? Și trebuie văzut că s-a putea unii chiar să nu fi venit aici. Și ei au fost trecuți așa, pe un tabel de ce. Eu am verificat lista cu persoane de la loc, e imposibil să le cer banii ăștia la persoane. Bun, dar noi trebuie să avem și soluții, da? Deci trebuie, dacă nu cerem banii la oameni, trebuie să avem soluții. Și legal, noi trebuie să parcurgem niște etape care sunt absolut legale. Da, domnul Milea. Avem niște... Domnul Milea. Avem niște situații care... Sunt persoane care locuiesc în alte localități sau probabil după ce au primit pachete s-au mutat și acum le-au găsit. Ei reapar în lista asta, e făcută de atunci. Și atunci cum îi fiind cu Omna, din Onești, da, am văzut. Stăteau în Minaj, stăteau, n-aveau buletinul așa. Cum, dacă nu locuiești în Dărmănești, nu înțeleg. Da. Dar unul, doi. Da. Extraordinar de multe persoane de pe Valea Uzului. Sunt romii, de au da. Aș vrea să văd cum, chiar dacă ăla a luat pachetul și nu a avut dreptul, aș vrea să văd ce e probleme. Nu știu, noi la momentul ăsta suntem în fața unei situații. Ce facem cu decedatul, dacă avem și decedați care... Pentru că altfel nu trebuie să... Este pitabier, nu am primit cuponul, dar unul este pitabier. Sau în cealaltă situație, când nu mai a adus documentul, el a primit pitabierul. A primit, eu nu zic, da, domne, el a primit cuponul, nu a primit cuponul, nu a avut documentul și te duci să iei înapoi. Dacă nu are ce să-ți ia, dacă e mort, dacă locuiești în Onești, cine zic? Ne îndreptăm la articolul 4, am spus că ne îndreptăm împotriva comisiei. Da, dar și pe urmă, nu este vinovat cetățeanul dacă s-a făcut o listă la nivel de autorități centrale, nu? Și a trimis o listă, deci spune domnul Pădurariu, care el ne-a zis cu cartea proiectului care știm exact ce s-a întâmplat. Problema este că ne încărcăm cu o problemă care ne dă bătaie de cap și nu știu cum o să scoatem la cap. Noi, conform raportului Curții de Conturi, suntem obligați
eu în speță sunt obligat să inițiez acest proiect de hotărâre, să vă spun unde sunt sumele de recuperat și aveți anexele 1 și 2, da? Să parcurgem acele etape și să vedem cum se întreabă bănene, chiar ai luat un pachet și ăla s-ar putea unde spună, da, domnule, am luat, sau alții spună, vreau, n-am luat niciun pachet, nu habar n-am, da? Și atunci, nu știu că v-am spus, și atunci trebuie să discutăm și cu cei care sunt pe lista respectivă, ăia trei care au avut capacitate și să vedem ce spun și ăia, da? Și, deci cert este că sumele trebuie să date înapoi, adică noi nu avem altă soluție decât să dăm banii. Iar dacă noi am dat banii din bugetul local, repet, va veni cineva după și fiecare dintre dumneavoastră care votați în bani de bugetul local va trebui să dați câte 100 de bani, nu știu, 1000 de lei sau cât bani e acolo. M-am discus, chiar să putem, putem face să achici toate greșelile la toată lumea care face. Deci de asta vă spun. Atunci trebuie să vedem ce soluție găsim, pentru că trebuie să rezolvăm. După lege noi, soluțiile sunt cu aplicarea legii și legea spune foarte clar, domnule, dacă el a beneficiat fără să îndeplinească condițiile, trebuie să dea banii înapoi. Dacă nu spune că nu a luat și nu a beneficiat, comisia care i-a dat și care a semnat acolo va plăti suma. Și, din punctul nostru de vedere, n-ar trebui să avem Să ajunge la examen în grafologie. Nu există, nu vine să cred. Ne facem de râs. După 5 ani de zile vine și mă trimite la un amărât acasă să iau 40 de lei. Dar nu vine să cred. 140 de lei că au crescut costul. Nu vine să cred. Când în țara asta avem mulți care au datorii de miliarde la statul român și vine legea și amnistiază să nu mai crește. La amărâtul ăsta care, unde s-a greșit? Spune legea cei care au până în 400 de lei venit și cuponul era cu 403 lei. Hai lăsați-o acolo. Unde s-a unde-i greșeala să oameni atunci în perioada au mai crescut. Ne facem de râs cu așa. Dar vorba despre eu o hotărâre a unei comisii. Noi la legea am înțeles ideea. Am înțeles ideea. Și într-adevăr, vorba lui domnul Consiliu. Cine a greșit să plătească? Dar atunci că sunt băgați niște amărâți și la comisia aia, care vii acum și impuți lui 140 de milioane. Dar ne facem de râs noi că aprobăm după 5 ani de zi. Mă duc la om acasă, mă vezi că a luat un pachet cu 3 mere și 2 portocale. Dar cu 5 ani. Domnul consilier, ce suntem aici? Da, am dubii. Da, domnul consilier, imediat, doamna consilier. Da, domnul consilier. Domnul primar, tot așa, cu aceeași problemă, mai venit cineva în cetățean la mine acasă. Acum eu uite un pic, deci la finanță găsut mai are dată 1.900.000 și acum să mai trezim cu o adresă venită cu 141 de lei, 2.000.000. Deci trebuie să-l duc să vă spun la vreodată clasă de vadă. I-am arătat de clasă omului, spunând dosarul, și să-mi greșesc, cred că numele cu Barba Maria din Labuș, nu m-am dat biblicul lui, el nu l-a nimic, nu a luat nimic, dar a coincide cu greșeală deci. Dar cu CNP-ul, cu CNP. Dacă vreau cu CNP-ul, eu nu am luat nimic. Atunci nu mi-a spus că n-am nimic. Dacă sunt. Sunt de la dumneavoastră, sunt un exact. Pașa aia zic și eu. Da, doamna Mutecă. În momentul în care au fost întocmite taperele, înseamnă că cineva a venit la primărie, vreau și eu, da? Listele suplimentare. Ba da, actele suplimentare. Actele suplimentare. Da. Ei, da, în momentul în care cine a întocmit tabelul, ce a întocmit pe bază de vorbe? Păi, se pare că la unul, da. Aia e, se pentru că dacă omul, dacă s-a simțit că îndeplinește condițiile, o s-a prezentat la primărie, da? Eu, care întocmesc tabelul, îl întreb, îmi spui și mie ce condiție ai acasă, că eu nu cunosc toată populația. Nu, dar atunci când certificat, deci vreau ce spus, nu trebuie să prezinte ceva, cu contul pensiei, ca să înțelegeți că ai câteva lucruri care pe lucrurile. Care nu convers. Deci, acel cetățean a venit și nu definea condițiile, iar comisia nominalizată a dat acele pachete. Fie acel cetățean n-a venit de rog la primărie, iar comisia a trecut din curte niște nume. Doamne ferește! El nu este pe greu, aceeași persoană nu este făcut din scria Gabriel de Sfântul Branca. Nu! Deci s-a făcut întâi aici în primărie tabelul din acea asistență socială și ei veneau cu tabelul cu liste alte, aducea 10. De asta am spus eu că păcat că nu sunt cei de la asistență socială sau, mă rog, cine era acolo cu putere de decizie în comisia respectivă. Au fost niște oameni care n-au avut nicio treabă. Domnul Codrăriu, am înțeles că o exista cineva care a centralizat, da? Da, asta e de-a 10 și de-a 10. Deci venea, era primar.
Dar nu era primar. Făceam cineva. Corect, corect. Era primar. Vreau și eu. Trece pe Roman Gheorghe. Fiind era să nu dea cu 5-5 sau cu 7. Nu se complica foaia, spunea, doamne, mergeți așa. Vinea cu foaia la băieții ăștia, la comisie. Îi dădea foaia, era semnată, îi semnau de primire și cu asta basta. Că avea dreptul sau nu avea dreptul, nu putea să stabilească Găburel sau Mazilu sau... Acolo nu e regulă cu aceeași semnătură. Dacă chiar adevărat. Nu știu eu. Este ce a spus domnul Pădurariu, deci săracii aia trei oameni care erau nominați în dispoziție chiar nu au nicio treabă, dar după votărâri, ei suportă consecințele. Iar, pentru că acei oameni nu au să scrie la calculator. Aici, unde spune că nu a fost legal Clisor, dar sunt și câțiva care au cu banii de pensii lăsate. Îi dați cu 450 lei. Și aici eu țin mintea, nu știu că mai parul, și dau la tău, doamna Vorcescu, care vă semnea jurătie aici. Să zile, dacă are 10 lei, 3 lei, cu tare, se dea și lui. Ce s-a întâmplat în perioada aia? Tabelele s-au făcut, se fac, s-au făcut în 2013. Da. Nu s-au făcut în 2014. Mai mărit salariul. Și nu mai mărit pensii. El când a venit, iar într-adevăr, avea 400 de lei atât, sau 399. Dar nu mai pus 2 lei sau 3 lei. Și nu mai îndeplinit condițiile. Când a venit și-a lăsat cuponul, nu a lăsat cuponul din 2013, chiar eu obligat să... Așa. Și atunci s-a văzut că sunt peste 10, 400, 300, mai cât mai este aici. Deci asta e noi foarte. Nu-i corect deloc. Nu-i corect. Listele suplimentare nu le făceau ei acolo. Noi vreau să vă mai fac o prezentare, că noi am contestat acest prim raport. Vă ați aminte? Când ne-a venit de la Ministerul de Finanțe, noi am contestat acel și am cerut în continuare să ne dea răgaz, să mai căutăm documente și chiar s-au dus la prefectură, la comisia de negociere și ne-au fost restrinse toate interpelările noastre, spunem foarte clar, domnule, nu am îndeplinit la momentul respectiv condiția. Iar ce se primește cu bani, eu țin minte că poți să discuți chiar și în Consiliul Local. Până cine e trecut pe tabel, dacă e trecut, nu a primit cu fondul, îi se dă de pachete. Deci dar legea zicea altceva. Legea spunea altceva. Asta a fost o înțelegere strict aici, între noi. Din telefon și nu am văzut deși. Dar nimic scris. Dar nimic scris. Dacă era o hârtie scrisă, era perfect. Înțelegeți și o să se iau desemnate clar persoanele. Ce se întâmplă dacă nu a făcut? Decizie. Nu e păstrat, nu se n-a aprobat, dar e raportul puțin de votul prea puțin cont, cu și raport. Și dacă nu ai aprobat sau nu, mă ia ce își treabă, trebuie să dăm bani. Se îndreaptă împotriva noastră, după aia spune că n-am luat măsurile și ne... Spune-mi la vot cine este pentru. Împotrivă. Împotrivă. Nimeni. Abține. Nu mă obligă. Domnul Balaș, domnul Roman, domnul Pădurariu, domnul Mânsă, domnul Desca. Asta pentru că nu înțelegem cum niște oameni nu sunt trec pe tabel și ne luăm bani înapoi. Deci asta nu e, nu e normal. De asta să ne abținem. Nu înțeleg. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Nu înțeleg. Să vedem de acolo ce s-a întâmplat. Așa vin controlele, domnul Roman. Controlele așa vin, mai ales pe fonduri europene, pe banii zi. Mergem mai departe. 10 voturi pentru și 5 abține. Domnul Balaș, domnul Roman, domnul Pădurariu, domnul Moise și domnul Desca sau abțin. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Domnul Petric, nu m-am dat pentru. Numai pentru? Pentru. Foarte bine. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind darea folosințe gratuite către centrul de zi Dărmănești a unei suprafețe de 135 metri pătrați, situat în strada Dumbravei numărul 7. Avizează Comisia Juridică și Urbanism. Da, este vorba de centru de zi Dărmănești din strada Dumbravei numărul 7 la solicitarea doamnei Sânziana. Contractul pentru acest spațiu a expirat. El a fost dat 5 ani de zile și sigur că a venit și a solicitat să dăm în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani, acel spațiu în suprafață de 135 de metri pătrați, scoată în Dumbravei, în care funcționează, după cum bine știți, acel centru de zi pentru copii. Terenul l-am dat printr-o hotărâre anterioară,
la Prăjit, care are și o suprafață de teren acolo. Și prin acest proiect de hotărâre propunem darea cu o folosință gratuită pe perioada de 5 ani a acestui spațiu pentru a funcționa în continuare centrul pe care doamna coordonează să acolo. Dacă aveți întrebări. Domnul Mira. Este foarte bine să fiți de acord cu acest proiect de hotărâre, căci ce se întâmplă acolo e vorba de niște copii necăjiți care sunt supliniți de doamna aia, academiță, are studii didactice și ajută extraordinar de mult. În afară de pregătirea școlară, ați văzut dumneavoastră, dacă ați fost pe acolo, au și niște activități plastice, artistice. Pintează foarte mult. Și decât copiii aia, care și așa sunt bai de capul lor, să piardă timpul cu o altă prostii, să învețe nu știu ce, acolo 100% e vorba de educație. Și eu, părerea mea, este că pentru educație trebuie tot timpul să facem eforturi, că acești tineri vor fi viitorul și al localității și al țării. Deci, zic eu că nu cred că ar trebui să fie vreo reticență. Din contră, probabil ar trebui să venim cu mai mult ajutor și să și copii cât mai mulți acolo, că au, care participă acolo chiar au rezultate. Eu vreau să vă citesc doar câteva lucruri. Mulțumesc. Ce face acest centru de zi? Asigură copiilor proveniți din familii cu probleme sociale economice, activități de îngrijire și educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, menite să prevină abandonul școlar și familiar, să facă față cerințelor școlii, unii viitoare profesii și vieții sociale în general. Perfect. De asemenea, centrul de zi oferă sprijin socio-educativ unor tineri și adulți în dificultate, supuși riscului marginalizării datorită situației economice precare pe care o au și au unor deficiențe psihomotorii permanente prin activități de socializare. Aceste deci v-am citit două din activitățile mari pe care centrul de zi. Aceste persoane fac parte din comunitate, sunt ai noștri și nu trebuie să ne delimităm de zi, ci trebuie să integrăm, să ajutăm și... Dar nu contestă treaba asta. Chestia este ilegală. Asta e un tipăr. Noi are eficiență. Sunt înscrise persoane acolo. Sunt persoane acolo. Eu aș vrea să spun altceva. Nu dacă sunt legal sau cu siguranță noi nu venim să promovăm un proiect care sunt legale. Sigur. Vreau să vă spun că sursa de finanțare mulți ani a fost asigurată de la o fundație din Anglia. Da? Deci de acolo vin majoritatea resurselor financiare. Noi n-am făcut altceva decât să punem spațiul la dispoziție și să plătim utilități. Doamna președinte, am avut o discuție cu comisie, comisia, așa, să o invităm pe... Putem să o invităm să ne prezintă. Ar trebui o dată să ne prezinte, așa că eu știu de ce îl trebuie. 100% o să fim uimiți și mulțumiți de ceea ce se întâmplă acolo. Da, cu siguranță, fără probleme și eu vă propun altceva, uite, dincolo de faptul că aia. Sau să o se face o vizită acolo, nu zic când ea... Cred că mult mai bine. Fiecare dintre dumneavoastră vă convingeți de ce se întâmplă acolo. Da, doamna, câte de persoane sunt acolo? Câți copii beneficiază? Sunt și 15, 20 și 10 și am funcție de... Care e calea de acces? Se înscriu? Au voie? Deci n-aș vrea să fac o supoziție cu... Deci o putem chema pe doamna Susana. Pentru că sunt persoane, probabil, care vor să mai participe la activitățile astea din zona mea, spre exemplu, și să știm cum să le răspund. Vă lăsăm numărul de telefon la oameni. Și dumna ei va spune și funcție și de undeva să dar nu gestionăm noi treaba asta. Dar trebuie văzut și de puterea financiară, doamne, că nu ne trebuie să mă acum cu de copii acolo, trimiși de consiliere. Da? Tot mai. Cu ce se miște copiii până acolo? Sigur mașina? Nu. Sunt ca pe zona. Deci, de ce am și spectacol, vedem. Da. Au venit și la... Supunem la vot o fel de chestii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul numărul 11. Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a deficitului generat și asigurarea finanțării de la bugetul local, conform OUG 114 din 2018, pentru obiectivul de investiții creșterea eficienței energetice a obiectivului Școala Lacoș din cartierul Lacoș, oraș Rămânești, pentru că autorizează cele trei comisii. Da. Scurt, am să încerc să am spus la comisie despre ce este vorba. Este un proiect finanțat prin programul operațional regional. Este vorba de reabilitarea școlii din cartierul Lacoș. Sigur că noi suntem la acest moment la faza proiectului tehnic. Proiectul tehnic a fost, proiectul este finanțat, este aprobat, a fost întocmit proiectul tehnic și în urma proiectului tehnic au rezultat niște indicatori din punct de vedere financiar mai mari față de studiul de fezabilitate. De ce? Pentru că între timp au intervenit niște modificări legislative și fac aici trimitere la ordonanța 114, care știți că a crescut pentru companiile din domeniul construcțiilor Saharo și sigur că aceste majorări se regăsesc și în aceste devize. Deci față de ce am stabilit noi inițial, apare o creștere, valoarea proiectului este de 1.417.593 datorită acelui acele influențe legislative. Sigur că este proiectul tehnic, proiectul s-a păstrat, dar valorile au crescut. După ghidul de finanțare spune că după fiecare proiect tehnic când rezultă indicatorii, trebuie din nou aprobați în Consiliul Local, pentru că suma respectivă se găsește în partea de cofinanțare a primăriei, da? Și după acest proiect de hotărâre trebuie să lansăm procedura de achiziție a execuției, să găsim constructorul și să să începem lucrarea. Dacă aveți întrebări? Nu mai aici a spus o între școala Lapo din cartierul Lapo și în țințare de Iisului. Vine din Lapo, din cartierul Saharului Lapo. Dar în acte, la dumneavoastră, tot în școala Lapo, de regulească a școala Lapo, s-a plăcut. Deci, din punct de vedere al juridic, școala Lapo și este subordonată școlii Lapo. Deci nu există personalitate juridică la Lapo. Deci școala Lapo are mai multe clădiri. Are școala din cartierul Lapo și are școala din Lapo, are clădirița din Lapo și are clădirița de la Păcubeci. Deci este în cartierul Lapo și clădirea amplasată, dar din punct de vedere juridic, ea este subordonată donată la școala Plop. Da. Împotrivă, abțineri, cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a deficitului generat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe pământul Dărmănească. Orașul de Dumnezeu, scurt, scurt și aici. Cele trei comisii. Deci, este vorba de alt proiect finanțat prin fonduri europene, reabilitarea pârâului de la Dărmăneasca. Inițial, când s-a pornit acest proiect, valoarea proiectului era de 700 de lei. 700.264 lei, inclusiv TVA. Sigur că proiectul a început, cred că, prin 2017. Da. Între timp, și aici, am obținut proiectul tehnic. Când am solicitat avizul de la Apele Române, Apele Române au cerut acolo niște lucrări care, sigur, pentru a ne da avizul Apele Române, trebuia să îndeplinească proiectatul anumite construcții, anumite condiții.
A rezultat acest proiect, acești indicatori, valoarea reabilitării pârâului de la Tămâneasca, 15.470.547.000 de lei. Deci vedeți că diferența asta o susține din bugetul local. Deci de la 700 și ceva de mii de lei s-a dublat și o parte din aceste sume rezultă din acea ordonanță 114 cu constructorul și cu materialul ce a crescut, iar o parte sunt ca suplimentare a lucrărilor cerute de cei de la Apele Române. Niște chestii strict tehnice care... După ce vom avea și această hotărâre aprobată, sigur, urmează etapele de achiziție a constructorului și efectiv s-a apucat de treabă. Aveți de execuție. Da, domnul. Este într-adevăr foarte necesară aia, știm ce s-a întâmplat anterior, repet ce am spus și în ședința pe comisii. Să avem grijă că de la drum, podul nu face, nu știu cum să va rezolva. Dar avem canal pentru reținerea apelor pluviale de pe versanți, care nu este curățat. Deci noi facem asta, noi este extraordinar de bine, ca să evităm pe viitor anumite catastrofe din asta care au fost până la Dărmănâncă și nu numai. Dar canalul ăla din spatele rafinăriei au crescut copaci. V-am mai amintit eu, au atârguit niște utilaje oameni și neapărat curățat, domnul primar, că dacă se rupe nord în zona Castel, cum se va întâmpla așa? Avem vreo două familii, vreo două firme și mult teren agricol pe care s-a deranjat. Pe urmă, ar trebui luat în calcul că ăsta la Dărmănească era un pârâu mai mare, dar sunt alea pe la Sănătrup, vreo două păraie, este pe Poiani, pe Stevan. Eu nu știu dacă nu se poate face un proiect pe canalizăm mai multe pârâie din astea să le rezistă. Eu vreau să vă amintesc, vreau să vă spun că nu luat în calcul, tot, inclusiv proiectul de oraș, de localitate, nu există așa ceva, da. Cu canalizarea uzului, cu toate astea căci, nu-i de ajuns să salvăm un cartier și lăsăm, adică trebuie luat în calcul și ținut mai strâns de el. Da, deci eu am să vă răspund, pentru că chiar le-am asta în vedere și chiar nu cu ele. În primul rând, știți că noi am început cu ceva în urmă reabilitarea acestor cursuri de apă și a fost cu Dogarul, tot așa, printr-un proiect european făcut. În fiecare an, cel puțin o dată pe an, decolmatăm aceste pâraie și vorbesc de partea de Prătulești, pâraiele care sunt acolo, inclusiv din zona asta. În fiecare an, vă spun eu, în fiecare an le-am curățat, inclusiv cel din zona Sărătrucului, fabricii și ce avem acolo. Sigur că ideal ar fi ca să le canalizăm pe toate. Două probleme avem aici. În primul rând, nu sunt axe de finanțare așa cum ne-am dorit noi. Și în al doilea rând, trebuie să avem suportul cu finanțările. Vedeți, doar pentru pârâul Dărmănească, valoarea proiectului 15 miliarde. Din partea Fondului European să pune 500 de mii de lei și 1 milion de lei pune noi. Adică trebuie să avem și resursă financiară. În primul rând să fie axele deschise și în al doilea rând să avem resursă financiară să cofinanțăm. Și Doamne ajută, dacă putem face proiecte pe toate. Și încă o chestie foarte importantă, ca acel curs să fie pe domeniul public. Multe puraie la care tu ai făcut referire trec prin grădinile oamenilor, alea nu sunt eligibile. Și Fondul European nu ne dă voie, adică nu avem cum să investim într-un curs de apă care nu știu trece prin trei. Problema care există pe domeniul privat, înainte pe domeniul public. Și atunci, putem intervenim înainte să ajungem. Deci, eu le-am în vedere și încercăm acolo, în limita resurselor pe care le avem, măcar să le decolmatăm și să provoacă inundații. Și ați văzut că în ultima perioadă n-au mai fost așa, deși a plouat foarte mult. Și șanțurile pe care le-am făcut prin Poiana au reușit să colecteze apa și să mai fie, să provoacă pagube așa cum erau înainte. Chiar și râul Dogarul și Șindilie și nu numai. Depinde că tu... Cine este? De ce s-a adresat acest proiect?
Cine? Proiectul acesta. Am spus mai devreme că s-a făcut proiectul tehnic, da. Proiectul tehnic este gata, știind exact cum trebuie făcute lucrările acolo, știind exact cât costă, după această hotărâre de Consiliul Local, se urmează procedura de licitație pentru a găsi un construct. Presupun că știți că în munte de Olaru e această grandă care era. Știu unde s-a... Acolo se prevăzute niște ziduri de beton, ca să se recalibreze drumul. Ziduri de beton? Da. Mai bine. Mai bine. Deci știu, cunosc exact. Pentru că... S-au coleg și coleg mai o face gata, Nicolau. Mai bine. Da, asta e. Da. Mai e? Sunt întrebări? Nu. Supunem la vot. La vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren din domeniul privat al OAC Drămănești, în suprafață de 376 metri pătrați, situat în strada Popasu, numărul 12, oraș Drămănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și Urbanism. Da, domnul primar. Da, deci avem o solicitare din partea domnului Danil Cătălin Narcis, proprietar al imobilului din strada Popasu, numărul 12. Aici știți, poate, unii dintre dumneavoastră în cazul la doamna Dănilă. Deci, practic, acel teren era ocupat cam, era închis de mai mulți ani. Da? Așa și, da, și la acest moment, urmașul, da, a solicitat, nu știu, dorește să reconstruiască ceva acolo. Sunt proprietar cu o bucățică mică de teren, așa cum aveți în schiță, două clădiri și o bucățică de teren, iar acel teren, din partea primăriei, era stăpânit... Da. Vrea să facă ceva? Vrea să intre în legalitate, că nu era legalitate, adică deținea primăriei, da, deținea fără să aibă acte legale. Și atunci noi îl concesionăm direct, pentru că omul are gardă închisă acolo și așa mai departe. Și dacă o să copaci, are copaci, adică de 20 de ani ține un teren acolo care... Da? Deci despre asta este. Da, domnul Baraș. Așa de nu, păi, în condițiile în care omul are gard închis acolo și se punește el, proprietarul, și are grădina de 20 de ani. Articolul 5. Deci articolul 5 spune că... Da. 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 Litera e. Deci spune că... Excepție de la legislația actuală. Adică e ca și cum mă duc eu în curtea lui acum și vreau eu să fac ce. Și închide și eu suprafață. Păi închide suprafață. S-ar putea să vădă. Îl plătește la registru agricol, îl plătește, l-o plătit și doamna. Iar legea spune că pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia, se poate concesiona fără licitație. Da, domnul Despa. I-am răspuns domnului Despa. Da? Bine. Da. Trebuie să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren a fost adoptat. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant de rezervă din partea OAC Drămănești în adunarea generală a Asociației Adis Bacău. Avizează Comisia Juridică. Da, domnul. Este o solicitare, o adresă din partea Adisului, Adis Bacău, care spune că în situația în care primarul nu poate participa din diverse motive în concediu sau ce mai are el de făcut, să delegăm un reprezentant de rezervă și să participe acel... La ședințele. Da, deci... Acolo problema e în felul următor. Ne tot constrâng cei de la discuri diverse povești și primarul să mă duc. Aia vreau să... Numai majoritatea. Aia vreau să... Și ne tot cheamă de 7 ori la ședință. Măcar a zis, domnule, hai să vină. Iar dacă se duce înlocuitorul acolo, ăla va vota. Am văzut cu adisul ăsta și proiești în Dunai tot. Deci adisul ăsta la nivel de țară. Asta este. Eu, propunerea este ca să participe domnul viceprimar Buzatul Mihai. Păi s-a fost întâlnit exact cum am luat la adis, cum aveam la rezervă. Nu se știe că sunt lucruri importante, voi fi prezente la acolo, da? Nu vă faceți probleme. Nu, să punem la vot. Nu prezent, adică. Da. De obicei noi vorbim între noi, domnule, ce ne mergem la asta? Nu vă faceți probleme, da? Să punem la vot. Cine este pentru? Da? Împotriva, abține. Cu 15 voturi pentru, a fost votat și ultimul. Diverse. Cine se înscrie la diverse? O, gata. Domnul Șara
Câteva lucruri să vă spun eu înainte. În primul rând vreau să vă spun că noi am achiziționat 600 de lămpi cu LED și am început montarea lor, s-a montat la drumul național și poate că unii dintre dumneavoastră ați și văzut stâlp de stâlp, da? Deci nu se mai merge un stâlp, da, unul nu. Drumul național de la intrarea dinspre Dopteana până la ieșirea de Dărmăneasca. Continuăm cu cartierul Joseni și s-a montat în Joseni axul principal și pe Gubeniu, da? Și acum se lucrează pe strada Luncii și Primăverii. Deci schimbăm și vom, s-au terminat în Joseni și acum am intrat în Triaș. Vreau să vă spun că sunt lămpi noi, lămpi cu LED, lămpi care sunt economice și care sigur au 5 ani garanție și care asigură altă lumină pe stradă. Deci mergem în cartierul Triaș, Plopu, și după aia vreau să încercăm să facem extinderea înspre Sălătuc, în zona rafinării. Deci am cumpărat 600 de lămpi. Anul trecut au fost montate încă vreo 600. Aproape 80% din lămpi de pe care noi le aveam la Dărmănești vor fi schimbate prin acest act pe care l-am făcut noi. Lămpile au fost achitate integral. E un lucru pe care, repet, trebuia făcut mai de mult, cred eu, dar nici acum nu-i târziu. În al doilea rând... Luminează spre carosabil, spre locuința. Da. În al doilea rând vreau să vă spun că, și aici în special, cetățenii din cartierul Plopu sunt vizați de acest proiect. Am dat ordin luni de începere a lucrărilor de asfaltare în cartierul Plopu. De miercuri, efectiv, vor începe lucrările de asfaltare de la Căminul Cultural înspre biserică. Este un proiect pe care l-am susținut din bugetul local integral și sigur s-a lucrat până acum la proiectare, la execuție. Sper ca lucrările să fie făcute de calitate și la timp. La domnul Lapoș vor începe lucrările, cred că de mâine sau poimâine. Acolo firma a avut o problemă de financiară, o problemă financiară nu din partea noastră, are foarte multe contracte, peste 30 de contracte. În țară au făcut lucrări, am înțeles că nu și-au luat banii și erau în imposibilități financiare de a continua lucrările. M-am asigurat că de mâine vor fi prezenți acolo. Și tot firma aia vine? Tot aia, păi, cu ea un lucru important și aici mă adresez dumneavoastră în calitatea de consilier și nu numai, lucrăm la planul urbanistic general. Toate persoanele care sunt interesate în extinderea intravilanului vreau în cel mai scurt timp să se prezinte la primărie. Pentru a face aceste modificări, până la sfârșitul săptămânii trebuie să trimitem proiectul de plan urbanistic general la cel care, firma care a câștigat licitația. Și, de exemplu, noi, ca și exemplu de unde ar trebui extins, față de planul urbanistic vechi, s-au construit case în extravilan. Acele case sunt ilegal construite. Peste tot pe unde știți că sunt asemenea case. Noi le-am luat, dar poate ne-a scăpat ceva. Fie vine respectivul, fie veniți dumneavoastră în calitate de consilier, dar spuneți, domnule, în zona respectivă, cred că ar trebui și case de vacanță, că ar trebui extins intravilan, în așa fel încât acea familie sau acele familii să nu mai aibă probleme, pentru că au construit cum au construit, da? Și acum sunt în extravilan. Orice fel de proiect ce vor să facă panouri sau mai știu ce, dacă este în extravilan, nu este eligibil. Am extins intravilan în zona coada latului, tot ce știți pe acolo, pe unde sunt acele grădini, pensiuni și așa mai departe. Deci, cei care știți că sunteți în situația, mă refer la cetățeni, care au o construcție în extravilan, care doriți să construiți o casă la copiii dumneavoastră și acel teren este în extravilan, veniți la primărie și spuneți foarte clar, domnule, aș dori să construiesc în acea zonă, noi analizăm, vedem dacă se poate și extindem intravilan. Vreau să vă mai spun un lucru foarte important și vreau să vă gândiți serios la acest proiect. Este un proiect pe care
trebuie să decidem ce facem și va ancora niște resurse financiare în perioada următoare. Noi am făcut un proiect de extindere a curentului la coada largului. Știți că v-am povestit de acel proiect. Valoarea acestui proiect este de peste 1 milion de euro, adică mai exact 5.064.466 de lei. De lei. Deci 5 milioane de lei. Proiectul ăsta presupune extinderea rețelei de iluminat, de curent, da? De la baraj cu linie de medie până la coada lacului, cu 5 posturi de transformare, până la izvorul se duce până la izvorul A, da? Deci avem posturi de transformare, linie de medie, forță. Ceea ce înseamnă că orice fel de investiție majoră ar urma să se dezvolte la coada lacului, și mă refer la pensiuni mari, la hoteluri și așa mai departe, ar avea resursă energetică. Am făcut demersuri anul trecut la Delgas Grid. Exista o lege la Ministerul Energiei, prin ANRE, care spune așa. Cei de la ANRE fac o analiză și dacă investiția este eficientă, cum și ei bani. Dacă nu, trebuie să susțină Consiliul Local. Am făcut, așa cum spuneam, drumuri la ANRE, am avut discuții cu reprezentanții ANRE și legea a fost modificată și doamna secretară este aici de față și știe că a sunat-o de la ANRE, o doamnă director de acolo, și a spus că s-a publicat în monitorul oficial acele monitoare care spun următorul lucru. Dacă investiția este valabilă sau economică, să zic, rentabilă pentru ANRE, pentru Delgas Grid 10%, te spune și el 10%. Propune asta, Andrei. Dacă e rentabil pentru Delgas 40%, pune 40%. Până atunci legea spunea nu. Dacă nu e rentabil 100%, nu cu niciun ban. În urma acestei modificări legislative, pe data de 26 iulie, adică acum 2-3 zile, am primit această adresă de la Delgas Grid, care spune așa. Urmarea cererii dumneavoastră prin care a solicitat realizarea extinderii rețelei electrice din zona izvorul al coada lacului, vă comunicăm următoarea. Soluția tehnică și ne spune ce am solicitat noi, linie medie și așa mai departe, pentru că există acolo studiu de fezabilitate făcut serios. Ne mai spune următorul lucru. Valoarea finală a lucrărilor după studiul de fezabilitate este de 5.064.466 lei. Da. Iar valoarea pe care trebuie să o pună primăria orașului Dărmănești este 2.532.233 de lei. Ce înseamnă asta? Că dacă inițial ne cerea ca noi să cofinanțăm, să punem 50 de miliarde, 5 milioane de lei, acum după legislație a scăzut la jumătate. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți acceptul dumneavoastră printr-o scrisoare de confirmare. Neprimirea de către Delgas Grid a confirmării primăriei UAT oraș Dărmănești în termen de 60 de zile echivalează cu neacceptarea propunerii de participare la finanțare și drept consecință anularea proiectului, casarea proiectului. Ce înseamnă asta? Că noi în termen de 60 de zile ar trebui să spunem, da, domnule, suntem de acord să venim cu 25 de miliarde de lei să cofinanțăm proiectul de la coada lacului de extindere. Deci în 60 de zile maxim. Acum, ei și spun cum vor derula lucrările. Calendarul orientativ pentru lucrările de la Valea Uzului. În etapa 1, încheierea contractului de cofinanțare între Delgas Grid și primărie, deci noi doi suntem parteneri, ei pun jumate, noi punem jumate. Etapa a doua, achiziția, execuții lucrării în conformitate cu prevederile legale. Adică fac licitația să vedem cine e constructorul. Și etapa a treia, execuția lucrării. Ca și termen. În condițiile în care vine noi spunem în 10 zile, da, domnule, suntem de acord, dar asta ne asumăm printr-o hotărâre de Consiliu. Nu spune primarul sau ăla. Dacă noi spunem lucrul ăsta, imediat se încheie acel contract de finanțare, după care noi trebuie să căutăm resursă financiară. De unde punem 25 de miliarde, că nu e noi, da? După aceea, ei vor face lucrările de tot ce ține de partea de achiziții și dacă vine un constructor puternic, în 6 luni lucrarea poate fi finalizată. Deci, noi trebuie să știm foarte clar care este decizia. S-a investit până acum în acele studii de fezabilitate și păcat ar fi să renunțăm. Este singura soluție ca să dezvoltăm Valea Uzului din punct de vedere turistic, da? Mai ales că sunt încă două proiecte și vorbim de drumul județean de asfaltare care, așa cum știți,
Consiliul Județean prin PNDL au obținut finanțare și de săptămâna viitoare vor începe lucrările. Astăzi m-a sunat constructorul să-i punem la dispoziție un loc pentru organizare de șantier. Și al doilea proiect la care noi lucrăm este acel plan urbanistic general de extindere a intravilanului. Deci, mai spune aici că, în conformitate cu articolul 13 litera C, la finalizarea lucrărilor, Comisia Comună, stabilită în contract de finanțare, va stabili cota parte de parcelare asupra mijloacelor fixe, ce mai am acolo, un raport. Bun. Valorile sunt exprimate în lei, fără TVA. Deci 50 de miliarde de lei, fără TVA. Deci, sigur că cei de la, aici este semnat de Constantin Carmen Patricia, este reprezentanta pe toată Moldova. Am venit la primărie, am avut discuții cu doamna Patricia de mai multe ori legate de acest proiect. Eu mi-am manifestat dorința în numele Consiliului Local de a face această investiție. Resursele lor sunt limitate, pentru că foarte multe primării din țară, din zona de activitate a Delgas Gridului, au făcut solicitări pentru extinderea rețelelor de curent. Mi-au spus că nu au resurse nelimitate și primul venit, primul servit. Deci, reluând în sinteză ceea ce am spus, avem câteva zile la dispoziție, maxim 30 de zile, nu 60, să decidem ce facem. Decizia este, și păcat că nu mai e contabilă șef aici, de a găsi o sursă de finanțare printr-un împrumut. Deci nu avem de unde suportăm 25 de miliarde în condițiile în care toate taxele și impozitele înseamnă vreo 35 de miliarde, 40 de miliarde într-un an, vorbesc în lei vechi. Adică noi încasăm în cele mai frumoase vise ale noastre 4 milioane de lei într-un an și trebuie să punem 2 milioane jumate aici. Deci dacă ne asumăm să luăm un împrumut, nu știu dacă 25 de miliarde, 2 milioane jumate, poate vreo 5 milioane suportăm, vreo 500 de mii suportăm noi, să luăm vreo 2 milioane, să vedem care sunt condițiile, pentru că și acolo trebuie să discutăm cine este finanțatorul, banca, dobânzi și așa mai departe. Și procedura nu e valabilă și pentru distrigați? Cu gazul, procedura este valabilă și pentru gaz. Acolo noi am făcut niște demersuri, suntem mai avansați, unde ducem cu gazul la coada la Prusa. Deci acolo sunt alte proceduri, suntem în fază de avize tehnice, mai avansați acolo, trebuie să vedem la momentul respectiv și acolo ce sursă face. E aceeași este aceeași. Nu cred că e ok, dar pun întrebarea. Da. Nu ar exista ca cu 2 miliarde jumătate sau 3 miliarde să găsim o altă sursă de curent, să producem o sursă de curent? Nu, deci noi trebuie să înțelegem că... Noi trebuie să înțelegem că aceste... Eu spun o întrebare, da. Eu vă răspund. Un specialist, poate ne dă o idee să facem producem același curent, pentru că nu mai plătim la bani. Deci vreau să vă spun următorul lucru. Când am început demersurile cu Delgas Gridul, Delgas Gridul a spus în felul următor. Este concesionarul rețelei pe zona Moldova, deci nu putem să ne adresăm altcuiva decât Delgas. Delgazul a zis așa, domnule, noi avem o listă cu niște firme autorizate să facă studii de fezabilitate pentru extinderea asta de curent. Am făcut demersuri către acele firme și a câștigat o firmă Catel de la Iași, care a venit în zonă și a analizat toate variantele posibile, inclusiv să ne alimentăm de la acele microhidrocentrale, da? Nu au capacitate de furnizare energie electrică la solicitările noastre. Adică dacă noi spunem ca cel de la coada lacului să vină până la o biserică sau să vină până în coace, nu are capacitate. Deci nu are resurse. Dacă luăm în calcul dezvoltarea zonei Băiuzului, să zicem că vine unul și face un hotel, da? El are nevoie de resurse. El vine și spune, am nevoie de 100 de kW, 200 de kW. Ceea ce nu poate să rezolve problema de acolo. Singura soluție pe care a găsit-o proiectantul după o analiză serioasă făcută și expun un dosar de 300 de pagini, este să ne racordăm în micro-MHC-ul de la, da, micro-hidrocentrala de la baraj, nici măcar în postul de transformare de sus, de la Chiptănuș, de la Motel. Știți că este un post de transformare acolo, care este privat, este celui de la așa. Am vorbit cu proprietarul postului și a zis, domnule, n-am nicio problemă, sunt de acord, chiar sunt dispus să vi-l vând la primărie. Când a făcut
proiectantul analiza dacă acel cablu și acel post face față, nu rezistă. Și atunci proiectul, și îl dau să vă uitați pe el, proiectul prevede alimentarea direct din microhidrocentrală sau ce aveți voi acolo, așa, cablu separat și va merge linie de 20 de mii, avem și aerian, avem și subteran. Adică sunt făcute toate aceste analize. La momentul ăsta mai suntem în situația, hai să mai căutăm vreo soluție. Asta este soluția, valorează 5 milioane de lei plus TVA. Trebuie să vedem dacă ne asumăm sau nu. Eu zic că este un proiect care, și este o resursă pentru Dărmănești, care peste 10 ani, 20 de ani va întoarce mulți bani în comunitate, pentru că dacă dezvoltăm turistic... Celor de la microhidrocentrale, observa de cedat temporar și definitiv terenul, cum aveți, să și instaleze ei până instalație. Și am cerut la grab, vă știe, vorba de 30 de metri. Și am cerut să-i cabana aia, nu s-a avut. Asta eu v-am spus că am făcut toate analizele, inclusiv pe partea de alimentare de acolo, dar nu e capacitate. Deci, rugămintea mea astăzi este o perioadă intră, este o primă etapă de informare. Dacă dați un accept de principiu, ca împreună cu un acord de principiu, ca împreună cu cei din aparatul de specialitate, să facem demersuri către anumite instituții, băi, să vedem ce dobânzi, care sunt condiții, care sunt situațiile, pe câți ani, cum? Pentru că lucrarea, repet, dacă vine un constructor mare, în 6 luni e finalizată. Haideți și formal, acord de principiu, să un acord de principiu să purtăm discuții. Va trebui o hotărâre. Deci nu la momentul ăsta. Astăzi este doar o discuție de principiu. Sunteți de acord ca noi să facem demersuri? Să întrebăm. Să întrebăm la bănci. Ce înseamnă? Da? Asta e. Deci nu trebuie neapărat o hotărâre. Că la momentul respectiv dăm hotărâre. Vă dați seama, o să vă chem și o să dăm hotărâre. Deci este un acord ca apoi să începem să purtăm niște discuții. Ca să nu ne... Da? Vă spun că suntem de acord și o să ajungem la noi curent acolo pentru toate autorizațiile de construcție trebuie să găsim o formulă de construcție acolo, să semene de ele, să nu mai fie așa o viață din calte cu negru. Dar noi asta avem o hotărâre. Avem o bază de armăneste. Care nu se respectă. Deci la planul urbanistic... Acolo trebuie un alt plan urbanistic, că e un alt model. Acolo trebuie piatră, lemn... Deci v-am spus că noi lucrăm la planul, la planul. Și eu chiar vreau să fiți prezenți, să vă consultăm. Pe urmă, fiecare construcție în sine, acolo trebuie să aibă bazinul vitranjat de ăla cumpărat din comerțul care... Cu siguranță. Deci rugămintea mea este, sunteți de acord să începem niște discuții, da? Supunem la un vot. Orientativ. Cine este de acord ca noi să începem niște demersuri, să avem niște informații? Cine este pe noi? Să discutăm, nu? Să discutăm, discuții, da? Ok, este cineva potrivit? Deci asta înseamnă că noi până la următoarea ședință o să vă facem o informare, domnule, am cerut niște oferte de la voi, de la ce uităm. Și cam asta ar fi costurile și pe ce perioadă de timp și ce bani trebuie să dăm înapoi. Cam așa, că oricum, deci cele 60 de zile au început să curgă și noi trebuie să ne gândim, nu știu când e, septembrie, să spunem foarte clar. Da? Și repet... Că putem să dăm răspunsul 20 de zile, dacă avem... Deci fără niciun fel. Mult mai ok. Haideți, vă rog, pe diverse, dacă, da? Pe diverse, eu mă opresc aici. Pentru că vreau să mă mulțumesc pentru că începeți proiectul la probă. Poate ușor o să-ți asfaltează tot. Și vreau să vă întreb, mă treabă oamenii care o să beneficieze de asfaltul ăsta, dacă se fac șanțuri amenajate, implementate în zonele unde trebuie să... Deci, în perioada următoare, o să vă duc în începutul acolo, să mă deplasez acolo cu niște, eu știu, planșe și avem acolo și sunt prevăzute de stânga dreapta șanțuri în funcție de dat, fără proiectul. Proiectantul care s-a deplasat a prezentat așa puțin zonele ăsta, da. Deci pe stânga spre... Da, acolo unde era planta aia, acolo, dar spre de fapt, acolo unde era și mai mai puteți pe drum care ducea la cimitire, că tot am vorbit de monument istoric și acolo e monument istoric, deja se... Da.
E o zonă de 10 metri care plătește apa acolo, e tot... Ne uităm, eu știu că este, eu știu că este prinsă, așa aia. A, nu era. Da, dar poate era... Deci să înceapă de miercuri, de mine ar trebui acolo, că tu este prezent. Da, și foarte bine. O să ne deplasăm în teren și mai fac pe precizarea că la focul zona familiei domnului colonel, da, Macu, da. Era drumul lupt acolo din anii anterioare. Da, da, da. Am intervenit acolo cu gabioane, cu oamenii de la primărie și o să vedeți o stabilizare de mal acolo. S-a stat foarte tare. Da, în câteva zile o să terminăm lucrarea. Este o lucrare care am... întâi am cerut unor constructori să vedem cam ce valori, peste 250.000 de lei fără TVA costa acea lucrare, am făcut-o cu oamenii de la primărie la costuri de 4 ori mai, 5 ori mai mici decât în ceilalți. Este o lucrare ca lumea care zilele viitoare vor fi. Am lucrat și acolo la Bolovan, lucrăm și acolo. Iar la dealul acolo să vedem, s-au acceptat de 15% de acolo și în general. Da, mulțumesc. Da, sunt cineva. Colegi de cartier. Da, sunt dat la mine, pentru că da, eu ce vreau să-l întreb pe domnul primar, mi-a răspuns anterior la cele expuse. Vreau să vă întreb despre proiectul de asfaltare, în ce stadiu se află la informații pentru cetățenii din Lacoș. Deci v-am spus de mine, vor fi reluate lucrările acolo. Eu sper că acum să aibă capacitatea să finanțe de acolo, da. Mai mult decât atât, cred că vă spun eu legat de doamna doctor, în luna august vom inaugura centrul medical de la Dărmăneasca, da, acolo unde, dintr-o școală dărmată și în stare de avansată de degradare, am făcut un centru medical care, zic eu, că va răspunde nevoilor. Suntem în stadiu, da, suntem în stadiu acum cu avize de... Avize de doctor și mai am avut, da, lucrarea dintr-o construcție de legat. Da, eu vreau să încep că sunt foarte mulțumită în Joseni pentru că pecurile sunt peste tot, dar mi-ați luat-o înainte și ați explicat. La mine e arteria principală strada Dulciumului, inclusiv primăverii și cu Samuși. Deci Joseniu este aproape perfect. La fel și în Părdubeni, chiar vine un cetățean și îmi spune, zice, a instalat un bec și pe pod. Ați găsit o soluție foarte bine. Zona podului acolo era un pic dificil și da, mai mulți da, da, și da, și lumina, deci probabil aceste becuri sunt deosebite față de celelalte, e o lumină plăcută în dulci, e o lumină parcă luminează mai bine decât celelalte. Asta e părerea mea, poate nu e adevărat. Așa. Am început cu laudii ca să am succes în ce cer. Autobuzul școlar ia copii din Păgubeni și din toate zonele, dar Păgubeni mă interesează, nu știu exact stația, capul podului, cam în genul ăsta. Vă rog în suflet. O stație acoperită pentru copii, pentru că plouă, ninge și așa mai departe. Rămâne să stabilesc cu... Exact. Exact. Unde e stația, da. Acolo să... Da. Copiii din Păgubeni nu beneficiază de așa ceva, doar ia după diferență de situația în care este timpul. Mă mai interesare extinderea de gaze, ne-ați promis când... Suntem la, pentru cele trei zone care au solicitat extindere de gaze, care sunt la cele trei linii de raportare. Deci avem o zonă în Poiană, nu știu exact să vă spun, am dus la mine, o zonă în Joseni, Buciumului, până la pod. Buciumului, așa, am extins, nu patru zone sunt, Buciumului, am extins și pe Gării, așa, și mai avem în zona centrală pe terenul de sport aici. Ați mai spus ceva de cere? Da, da, deci patru zone. În zona mea aveți văd eu. Deci sunt, la acest moment, cele patru extinderi sunt la obținerea avizului tehnic de raportare. Care, din ce date am eu, ar trebui o săptămână, două să iasă. Deci în toamna asta trebuie să finalizate lucrările de extindere. Da. Și trei, cine mai sunt de canalizat? Stația aia. Deci astăzi am avut o ședință de lucru cu reprezentanții de la CRAB. Se lucrează în ritmul lor. Mi-au spus așa că sfârșitul anului 2019 va prinde
Dărmănești cu stația funcțională și cu canalizarea. Începând cu 1 octombrie vor trece la probele tehnologice și atunci trebuie să avem mai mulți racordați ca să... Da. Încă un mesaj pe care asta, cei care nu și-au făcut raporturile, să și le facă. Până pentru, da. Deci ei au spus că de la 1 octombrie, da, numai să nu se racordeze la canal, să nu dea drumul, da. Da. Și deci la, se lucrează la CRAV acum, la organigramă, la schema de personal, vor avea angajați. Deci lucrurile au intrat, n-au niște simpove acolo, dar până la sfârșitul anului trebuie să le rezolve. Da, da. Un punct monument și cetățenii să vă rog. La Val de Banaj, Buzul are două brațe. Un braț s-a supraînălțat un pic către cărări și acum va vine toate frâniile proprietății. În momentul când se demersează, deci chiar a început să vadă. Dacă se poate compune, să reușim numai să dăm un pic la apă și brațul ăla către cărări. Pentru că acum toată apa vine numai către proprietăți, către oameni, către trase. Asta ar fi o problemă. Ar fi să poate ajunge în zona lui Chițurne, acolo, la Sălătru. Din lămpile astea care se schimbă, poate se mai duc niște lămpi și la Sălătru, că se spune unde sau mai ars, sau mai... Pentru, ascultați-mă, da. Toate lămpile schimbate intră într-un program de reparație și vom avea, cred că, 100-150 de lămpi care vor schimba. Până să vă cumpăra altul noi și să vină la Sălătru, le schimbăm cu siguranță. Așa, al treilea lucru care le răzbați. Serviciul ăsta de taxe și impozite a devenit așa o sperietoare pentru dărmăneștenți. Pentru cei care nu-și achită. Nu pe adevărat. Eu vreau să spun pentru serviciul de salubrizare. Atâta timp când nu s-a efectuat serviciul, nu poate să trimite mie somații, da. Sau nu mie, la sute de dărmăneștenți. Adică am trimis somații pentru un serviciu făcut, dar nu pentru un serviciu nefăcut. Cred că niciun consilier de aici nu i-ar conveni să plătească un serviciu neefectuat, da? Deci plătesc și am, plătit ce n-am plătit, nu plătesc. Adică nu mai vreau să speriem mult de asta. Eu n-am speriat, ascultați-mă. Eu m-am speriat. Eu m-am speriat când am văzut. Trebuie să fiți scali și să vă... Scali, băi, prindeți așa un pic de aer în piept și să vedeți de ce... Eu știu, deci, eu am spus și repet și am spus, cred că, de vreo 20 de ori până acum și îmi pare rău că dumneavoastră n-ați înțeles. Nu, eu înțeleg. Nu vrea să fiți speriat. Nu, dar un serviciu care nu se efectuează, nu plătesc. Am spus că pentru persoanele fizice, pe lunile care nu s-a ridicat gunoiul și oamenii au plătit, la sfârșitul anului se face o corecție, da? Știți de ce s-a făcut lucrul ăsta? Pentru că sunt persoane care au plătit integral toate toate taxele și impozitele și au beneficiat de acea bonificație. Și la sfârșitul anului, dacă e nevoie, mai repet o dată, sau dacă vreți, pun un afiș aici să vadă toată lumea, la sfârșitul anului le-am cerut colegilor de la impozite și taxe să facă o recalculare pentru cele trei luni în funcție de ce s-a întâmplat la fiecare dintre, da? Eu am înțeles. Și sumele vor fi reportate. Dar sunt trimis somații pentru un serviciu neefectuat, nu-i corect. Păi. Nu-i corect. Da, acum... Nu cred că nici dumneavoastră va fi. Eu vreau să vă spun adică următorul. Adică ești cum plătesc taxe, îi plătesc corect, dar nu-mi trimite somații pentru nimic. Da. Nu știu, deci serviciul de la taxe și impozite de acolo își face treaba. Știu. Da, este un program, a ieșit somații, a ieșit... Deci dacă n-am plătit... Eu n-am primit nicio somație, pentru că nu mi-am achitat pe termen și chiar... Nu, trebuie să nu mă așa e frumos. Foarte bine, da. Okay. Legat de cantitățile de gunoi. Legat de cantitățile de gunoi, vreau să vă spun că nimeni nu produce gunoi la Dărmănești, dar... De la 120 de tone, 125, am crescut la 175-180 de tone. Dar nimeni nu produce gunoi, nici persoane juridice, nici persoane. Vreau să vă spun că am făcut verificări și am găsit 500 de familii care plătesc gunoi. 500 de familii. De ce nu au fi plătit gunoi? Nu știu. Nu că nu au fost, că n-au vrut să plătească. Nici măcar nu apăreau la evidența impozitelor și taxe cu poziția de gunoi. Și sigur că deranjăm dacă ăștia n-au plătit niciodată de noi și acum ai bine... Deci 500 și avem cu nume și prenume, da? Deci 500 de familii care nu aveau gunoi. Sau am mai găsit în o listă destul de consistentă cu foarte mulți care aveau acolo trecut o persoană și în casă erau
mult mai mulți. Dar, mă rog, deci asta este, cei care au plătit la sfârșitul anului se va face o recapitulare, da? Care au plătit. Cei care nu au plătit vor primi continuare taxe în somație sau ce e acolo ca să... Da, dacă mai aveți alte... Domnul Petri. Dar toate s-au sfârșit cu marge, doamnă, numai acolo la ulița Rostoi, ca oamenii au vrut să intervină, dar au vrut mergeți cu asfaltul pe acolo. Până la vârstim, la învață de acolo, deci cu toarnă el... Să stea liniștit și la viața. De viața, ca să nu mai facă el după acum. Bun. Domnul Bărsen. Vă rog, vă colegi, să facem un acolo. Dar ce vreau, dacă am zis, nu te cred. Mai cred. Nu stai cum vrei. Vis-a-vis de proprietatea domnului Gabriel Constantin, la intersecția străzii Vrătulești cu Valea Uzului, acolo unde ar fi trebuit să fie parcarea pentru țigani, dacă țineți minte, am trecut, da. Chiar am, da. Am ținut să facem lucrul ăsta, e plin de gunoaie, e un buhăciș de parcă în satele alea uitate de lume. Cred că ar trebui să facem ceva în privința asta. Am vorbit, e totuși un cartier. Am vorbit cu domnul, chiar dacă stau chiar cu vecinul, am vorbit și am spus că vom nota și o cameră video acolo. Da? Eu v-am zis de anul trecut, de la Bici. Vând în vedere viteza cu care se circulă pe acolo, deja începe cu mortăciune acolo. Azi am mai văzut și doi căi morți. Bine, asta e obișnuit. Da, eu aici am rugat poliția, poliție și domnul mamea Romina, vrea să aducă rada din zonă, pentru că aceeași povestește orizontului merg cu viteză și oamenii mi-au spus că viteză se va fi mare, foarte mare. Da. Da. Deci acolo trebuie rada, dar cel care nu vezi în vine rada, dar prin zona aia, limita de viteză este pusă pe strada Valea Uzului, pe Mărăturești, strada Valea Uzului, nu mai e pusă. Aceeași trebuie ca și voi să faci ceva, dar trebuie și verificat. Degeaba cu indicatoare. Și să stea poliția acolo, să-și curată. Asta e cea mai bună verificare. Adică... Așa și trebuie. Nu o să stau eu pe stradă, că sunt doar... Poliția vine și își face cea. Mai ales că, nu știu dacă ați observat, astăzi am și marcat eu cu zona aia. Chiar și să-și copilă. Am trebuit să se trebuie. Era cineva care a spus că nu-i marcase. Nu-i marcat, l-am marcat. Nu era, da? Câțiva cetățeni s-au plâns că după ce și-au plătit taxele și impozite la primărie, au primit somații de plată din nou pentru taxe. Am să vă spun despre ce este vorba și îmi cer scuze în numele colegilor noștri. Noi suntem într-un proces de schimbare a programelor informatice. Da? Deci am avut un program informatic cu o anumită firmă până în, nu mai știu, la 1 iulie și de la 1 iulie a preluat alta, altă firmă a preluat procesul informatic. Și mai sunt, încă nu e finalizat procesul, mai sunt erori, cei care au probleme de genul ăsta să vină la noi, dumneavoastră, am plătit, nu e niciun fel de probleme, deci nu au finalizat încă baza de date, lucrează la ea, avem și la Registrul Agricol multe probleme, dar serviciul informatic pe care l-am achiziționat în urma unei licitații publice este mult mai performant decât ce am avut noi până acum. Ar trebui să fie mult mai clar. Deci sunt situații de genul ăsta și ele se vor clarifica. Am doresc să-și ceară scuze care greșesc, e singurul. Păi mi-am cerut un numărul. Nu știu ce, da? Deci până la urmă, eu am vorbit cu cei de la București. Le-am spus, doamne, e absolut normal că între ei, nu știu câte mii de informații, milioane de informații. Eu cer scuze în numele colegilor, n-am ce să-i cer, nu-i colegul de bine. El, dacă calculatorul spune că trebuie să emită somații, el nu poate interveni mult acolo. Problema este a celor care preiau informațiile acum să verifice ce a plătit omul până la momentul respectiv, să regăsească noua bază de date. Dar asta, cu siguranță, va avea un 4-5% din oamenii care au bază de date aici, vor avea anumite simptome. Două persoane mi-au zis că au fost deja și au mai plătit încă o dată. Nu există, nu. Ascultați-mă, eu le recomand cetățenilor să vină cu chitanța cu care au plătit să spună, domnule, vedeți, nu mai plătești. Nu există. Cu chitanța. Păi, nu, ceva nu-i regulă. Să vină la mine, eu îi chem. Da, deci nu e. Să vină la mine persoane care au probleme de genul ăsta, veniți la mine, ne-am uitat, am chemat colegii la impozite și taxe, în secunda 0 se rezolvă. Deci, fără probleme, da? Mai sunt mulți cetățeni urmăresc ședințele noastre. Mi-au pus multe întrebări legate de taxa asta a vremii. Așa. Au văzut și pe diferite rețele socializare, s-a pierdut procesul cu ADIS. Așa. Asta e un lucru, nu știu, de ceva de un lucru bun, da? Da. Știți de ce s-a pierdut procesul cu ADIS-ul?
haideți să vă spun, știți la ce se referă procesul? Pentru că în 2015, noi în loc să plătim 8 lei când ne cereau aia, am dat 5 lei. În 2016, în loc să dăm 8 lei 90, am dat 6 lei. Și diferența aia, da, însemnând 823 de mii de lei, instanța a zis nu trebuie să plătească cetățenii. Știți ce am făcut noi? Din ca să nu plătească cetățenii diferențele alea cu fiecare avea de plată, din bugetul local am alocat resurse și am plătit suma respectivă. Treaba asta nu s-a întâmplat doar la noi și în alte UAP-uri, da? Și noi suntem mai deștepți decât alții, că avem și o hotărâre definitivă care stă în fața curții de conturi. Pentru că curtea de conturi putea să vină să te întrebe, dar de ce ai plătit suma asta neavând nimic în spate? Da? Deci ca să înțeleagă cetățenii că noi ne-am asumat Consiliul Local și am plătit diferența aia de taxă pe care trebuie să o plătească fiecare dintre noi. În 2005, în 2006. Deci, dacă n-au înțeles cetățenii. Da, votăm și din ianuarie. Ați spus că ați plătit gunoiul la tonă. Da. Așa. Cetățenii întreabă, de ce mie mi se ia taxa pe gunoi pe persoană, iar primăria plătește la tonă. Păi și dumneavoastră nu v-ați explicat că sunteți consilier. Păi eu am spus, pot să întreb ce prevede contractul respectiv. Eu vă contract așa, așa, care însemna să vorbesc vreo săptămână să vă explic despre ce vorba. Chiar nu-mi propun asta. Da. S-a întrebat ce prevede contractul. Puteți să solicitați toate informații și eu îi le dăm. Hai să vă spun eu pe scurt despre ce este vorba. Încă a 10-a oară de repede asta. Până la 1 ianuarie 2019 se lua pe numeric. Câți ai la Târmănești? Am 14.000, e în țară, nu e în țară, nu mă interesează, trebuie să plătească gunoi. Și ne-au venit niște sume foarte mari. De la 1 ianuarie 2019 noi am spus, nu mai vrem așa. Și ceilalți primași am spus, nu domnule, câte tone ridici din oraș, atâtea tone îți plătesc. Nu mai ține cont de numeric, da? Pentru că erau foarte multe familii care ne-au spunea, domnule, băiatul meu, fata mea sunt în Anglia și m-am pus să plătesc la Dărmănești, gunoi. Și el nu e aici, și corect. Spuneam că de la 1 ianuarie s-a stabilit un preț 500 și ceva de lei pe tona de gunoi și ne întăresc. De exemplu, pe luna trecută am avut 173,66 de tone și trebuie să dăm 1 miliard și ceva. Scurt, deci ne-am luat până la 1 miliard. Ei, tonele astea noi trebuie să le împărțim la oamenii ăștia, care oamenii produc și cu fibre. Și știți că v-am spus că va trebui fiecare să plătească la pubelă. N-am ajuns în situația asta. Nu suntem la momentul ăsta în situația asta. Așa. Și încă plătim fiecare 10 lei taxă. Vreau să vă spun că 10 lei taxa nu acoperă noi. Veți vedea că dacă fiecare vom trece la pubelă, vom plăti mai mult. Pentru că sunt unii care scot 15 sași la poartă. Da? Și ăla plătea. Acum, da? Și el dă 10 lei. Și nici măcar aia 10 lei îi plătește. Da? Și el scoate 15 sași la poartă. Când va veni, și nu durează mult și veți vedea că vom intra cu pubela, fiecare plătește la pubelă, că asta e treaba noastră, bucătărie interă. Veți vedea că dacă a scos 10 pubele odată la poartă, plătește 10. Deci asta. Din cauza asta, la momentul ăsta, se plătește încă taxă, da? Dar nu durează. Eu mi-am fixat ca țintă 1 iulie. N-am reușit, am avut niște probleme de sănătate, n-am reușit 1 iulie, că trebuia implementat sistemul ăsta. Și în perioada următoare vom căuta că trebuie să luăm o achiziție publică, sistemul de citire a pubelelor, nu e chiar așa ușor. Dar vom stabili un cost pe pubelă și fiecare câte pubele scoate, atâta plătește. Deci vom ajunge și în situația. Dar este un prim pas serios că am trecut de la numărul de persoane. În 2018 noi am plătit 9 miliarde și am produs gunoi de 4 miliarde și ceva. Și am plătit 9 miliarde. Anul ăsta, dacă producem gunoi de 5 miliarde, 5 miliarde plătim. Nu a crescut anul ăsta cantitatea. Anul ăsta a crescut, pentru că, atenție, noi început și luna asta a crescut, pentru că noi nu știu la firme. Știți că am zis că firmele erau separate. Păi firmele, până la momentul ăsta, s-au rupt la plătit pe gunoi. Deci eu înghesuială la impozite și taxe, acolo numai firme să la plătit gunoi. Dar nu știam nimeni în o, dar avea măsură, deci. Da, sunt. Din cauza asta, că ăștia iau și de la firme și firme deocată mă. Așa. O merge pe varianta la care oameni merg. Examenele se modifică pentru acolo adizul. S-a modificat la tonă, s-a modificat la tonă. Nu ne plătim restanții, nu o să mai plătim în 2020. Nu, haideți să vă spun altă treabă, știți cu ce ne plătim. Eu vă spun și deja lucrurile, nu știu cum trebuie. La sfârșitul anului trecut, dacă vă ajuns aminte, adisul
a primit o hârtie de la Romprest, că Romprest o aici pierde cu nu știu câte miliarde, 150 de miliarde sau nu știu, da? Și ne-a pus în cârcă, de-aia aveam noi 17 miliarde, știți că 863 de mii era din diferența asta de taxă, iar diferența până la 1.700.000 de lei, e pierderea Romprestului și a celor care. Și la momentul ăla am spus în felul următor, n-am fost de acord cu suma, cu pierderea Romprestului. Și am zis, domnule, ce se întâmplă dacă noi o achităm asta, toți primari, toate primăriile, din banii oamenilor, atenție, nu din altă parte. Și dumneata îmi vine în iunie anul 2019 și îmi spui că ai făcut pierdere între ce faci acolo? Le plătiți. Toată lumea a zis, nu, că nu există, nu are cum să mai facă pierdere. Acum a trimis adresă care 38 de miliarde pierdere la ianuarie până acum. Și ce se întâmplă cu banii ăștia? Și o să spună atins până la 1 iunie. Până la 1 iunie, 38 de miliarde, alte pierdere, da? Și o să ne trezim că ne trebuie spune Romprestul, ia-mi că iau numărul, că nu știu ce. Da? Deci, și acum înțelegeți de asta ce credeți și cum credeți, de ce sunt pierderile astea, de unde sunt. Noi ne plătim tonele, da? Ne-am spus, dom'le, dacă e 500 de lei tona, cât zici, matra sau cât zici, noi plătim toate tonele. De ce mai pierd? Nu știu. Și iar o să se oprească cu noi, nu la Dărmăne, și o să se oprească cu toată comunitatea. Mai aveți întrebări, domnul? Sau probleme de... Domnul Despa, repede, 3 minute, că domnul mai lua din timpul asta. Ce-am adus să te stimați, domnul? Mă uimește, că era cam mulți, că am vrut și anii să vă cadă masca puțin. Mă Nu știu, Băieți ani socializare, un domn a postat pe bună dreptate niște filmulețe cu starea drumurilor din Dărmănești. Da. Și a postat și drumul din strada în cartierul același moment. O doamnă s-a găsită de cuvință să mă acuze, adică să acuze pe consilierii care trec acolo. Din întâmplare sunt singurul care trec pe strada. Țin să o anunț că nu consiliul local și nu un consilier face proiecte pentru asfaltarea străzilor în Dărmănești. Da. Eu l-am văzut până acum ca un consilier și chiar din partea aia altă de la altă, se facă, se toarne asfalt din Dărmănești, se facă recauri la drumul. Aia ție s-a anunț pe toți cetățenii din orașul Dărmănești că atribuțiile unui consilier sunt altele. Noi eventual informăm primarul de problemele care sunt în localitate. Iar cu ocazia asta, vă rog, să vă trimiteți aparatul la specialitate pe care tot poveniți mereu, să vadă cum sunt străzile în Boiara. Sunt dezastru. Iar a treia sau a patra ședință care anunț, aduc la cunoștință chestia asta. Da. Dați-mi voi să vă răspund la întrebare. În primul rând, eu am foarte mult de lucru și nu mă uit pe rețelele de socializare. Chiar nu mă interesează anumiți indivizi care sub niște conturi false povestesc tot felul de prostii. În al doilea rând, deci eu nu mă interesez, chiar nu mă uit și chiar nu mă interesează. În al doilea rând, vreau să vă spun că pentru străzile alea la care dumneavoastră faceți referire, noi am depus un proiect spre finanțare. Nu este aprobat contractul de finanțare. Domnul primar, dacă ați venit... Domnule, dați-mi voi să vă răspund. Mașină de balast. În al treilea rând, vreau să vă spun, nu știu dacă rețineți, dar anul ăsta n-am intervenit pe acolo. Vă aduc să-ți anumită. Nu putem să stăm toată ziua, că nu avem nici cu ce. Sunt deci prav, noi în acest sunt exact ca și alte drumuri. Nu sunt nici mai rele, nici mai bune. Da? Iar, repet, noi în fiecare an intervenim acolo și am făcut intervenția asta cu sor, da? Cu balastul se făcea în alte comiști fiind că nu-i bune nimic. Cine? Ai putut să fie cu cedea cu o casată, cum mai vine să așa? Da. Deci noi luăm sorturi de la o firmă autorizată, nu le fac eu. Eu nu fac sorturi acasă nici într-un caz, da? Acum, față de situația drumurilor cum era înainte, noi facem eforturi financiare mari, dar ați văzut mai devreme, am spus, din bugetul local asfaltăm la Plopo un tronson de drum, cap-coadă, da? Se lucrează și la ăla de la Lapo și veți vedea că vom face în toamna asta, sper, dacă strângem banii ăștia, tot ce am avut acolo în Poiana Veche, da? În Colonia Veche, zona de scăprioare și ce mai avem acolo, că am turnat anul trecut trotuarele și acum vom turna asfalt, dar trebuie să înțeleagă și lumea și dumneavoastră că asta e puterea financiară noastră. Știți câți cetățeni au plătit așa, după, poate nu știu, ca procent. Câți au plătit taxele și 25. Păi vedeți, și dacă eu sunt astăzi în iulie și ar trebui să am lucrări de refacere,
Dar cu ce? Pentru că au plătit 25-30%. Noi avem bani în casa pe hârtie, avem de asfaltat mult în Dărmănești. Dar nu avem nicio garanție că încasăm aceste sume. Și nu le vom încasa. Deci trebuie să ne uităm. Nu că nu vreau eu să fac asta. Oamenii trebuie să înțeleagă. Noi ne strângem aici să găsim soluții pentru comunitate. Dar trebuie să avem cu ce. Că degeaba ne întâlnim aici, iar cetățenii nu să-și achite acele sume. Nu avem resurse ca să facem din buget local. Am depus acele proiecte, probleme sunt și la nivel de guvernanță, știți că nici acolo nu sunt resurse și ca atare anumite proiecte n-au fost axe de finanțare, pentru că n-au fost deschise, pentru că n-au din ce. Ați văzut peste tot și în mass media spunea că nu sunt bani. Deci asta este situația și limita posibilităților, pentru că eu am strâns foarte mult cureau aici la cheltuie. Foarte mult. Și uitați-vă pe bugetul de investiții. Uitați-vă, vedeți cât s-a investit înainte și cum se investește acum. Cât s-a cheltuit înainte pe funcționare și cât se cheltuie acum. Dar avem niște limite de suportabilitate, pentru că nu putem oprim curent, oprim gaz, oprim tot ca să nu cheltuim bani. Adică, în măsura posibilităților financiare, vă asigur că le avem pe toate în vedere. Noi am trecut anul ăsta, așa cum am spus, pe mare parte din străzi, inclusiv pe strada la care ați făcut dumneavoastră referire. Am pus sortul respectiv, a plouat mai mult în vara asta, poate o să mai intervenim cu ceva, dar nu înseamnă că eu o să spun acum, stați oameni buni, știți că a postat un nene sub anonimat. Păi n-a trebuit primar, om a postat pe bună dreptate. Pe bună dreptate, eu pe bună dreptate spun că la acest moment, asta este puterea financiară a guvernului, da? Deci asta este puterea. Eu m-aș bucura chiar să mă... Bate papa în chivă, de nu știu pe timp, vis-a-vis de acele șanțuri de pe strada Neghiră. Știți câte șanțuri s-au făcut în Poiară? În mandatul ăsta. În mandatul ăsta. Știu. Știți câte șanțuri s-au făcut în Poiară în mandatul ăla? Dar știți? Dați-mi în viață. Nu vă mandatul. Puteți să te la Popoane acum. Să te lăsăm pe aia în pace. Dar tocmai asta v-am spus dumneavoastră, că în mandatul ăsta, da, noi am făcut toate șanțurile din Poiară. Toate care s-au făcut. Da? Țineți să vă aduc aminte că acest mare pur geaba din șanturi. Vedeți că nu pur geaba în totalitate din șanturi după aia. S-ar putea să mai voi aduia parte de la forma drumului cât cu brindă la voie să nu se vedea. Da. Și încă o dată vă repet. Șansele de care vorbesc cu domnul consilier Mirea e vorba de, nu știu dacă sunt pe 100 de lei, dar nu este. Nu este 100 de lei. O să vedem. La momentul respectiv a fi făcut și ala. Dar ați văzut că am lucrat și pe Brăculești, ce se le spune oamenii, nu trebuie asfaltat orizontului și toate sunt într-o anumită ordine și eu am o listă de priorități în fiecare zi pe biroul meu, așa cum am mai spus, pe care o finanțăm. Am făcut acum la plopul gardoanele alea, că se rupea drumul acolo și trebuia, am dat drumul la proiectul de asfaltare la plopul, haideți să vedem ce mai avem și mai avem multe de făcut, da? Lucrăm la cabinetele medicale de acolo, de la fostul spital, pentru că plouă înăuntru, a bătut vântul și a rupt acolo cu cuperișul și se duc oamenii la cabinetul medical și căzut tavanul. Adică zici de ce? Da? Adică trebuie să înțelegeți că în măsura posibilităților financiare, cu siguranță le facem pe toate. Da, ați spus că nu stați pe rețele socializare, aia să vă contrazic. Da. A fost semnat contractul pe baraj și așa, ați fost la ciuna voastră. Da, 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 da. Dar ați vă fericit. Da, da, a fost un obiectiv. Da, a fost un obiectiv. Domnul Acumar, dar ați vă fericit să lucrați o sumare de vără. Domnule, din totdeauna am spus că aceea... Consiliului Județean... Da, domnule, da, eu din totdeauna am spus lucrul ăsta. N-am spus că am văzut acolo unul din colegii noastre de partid. Unii din colegii de partid au spus total eronat. Nu vreau să vă facem contrazic, mă rog, la urmă. Nu vă contrazic aici. Păi, dar vreau să vă spun. Mai aveți altceva legat de subiect? Da. Referitor la chestia asta, și eu mă simt jignită, de exemplu, pentru postările la care le-am citit, ca fapt divers, că s-a spus că s-au chemat consilierii locali. Unde au fost consilierii locali? Unde? 17. Unde? La acea inaugurare și postare care a fost. Pe pot. Eu, părerea mea este... Da, deci... Dar nu este că suntem la vântoare. Legat de chestia, pe prima dată așa, la postarea dumneavoastră, un domn, ați spus că venea să-mi mai bate de treabă că nu făcut
primit. Ei, țin să vă spun domnul ăla că 90% din proiectul ăsta i-a parțit. Atenție, atenție. Dacă, eu vă spun așa, campania electorală încă n-a început. Nu, nu, domnul ăla nu face campanii din timpul Europa. Nu mă interesează problema dumneavoastră, nu am eu treabă cu așa ceva, da? Noi trebuie să guvernăm local, adică să ne facem treaba, să ne facem probleme și în măsura putinței noastre, oamenii ne vor judeca, a făcut sau n-a făcut ceva, da? Uite, apropo de cei care n-aveau încredere în blocurile astea. Am văzut tot felul de povesti, tot pe acele rețele de socializare, dar pe care nu le mai citesc. Am văzut tot felul de povestiuri care spuneau că niciodată nu o să se facă blocuri. Blocurile sunt, da? Sunt blocurile, s-au început lucrurile peste tot. Sper că oamenii să vină să-și achite cât mai mult din acele sume, pentru că avem nevoie, constructorul lucrează și avem nevoie să deportăm. Ce nu trebuie spune din bugetul local, da? Am demarat și, nu știu dacă ați observat acolo, reabilitarea în fața blocurilor, pentru că arată urât toate cotețele și toate alea. Tot am discutat cu cetățenii, demolăm acolo. Voi veni cu un proiect de hotărâre pentru a da concesiune garajele în spate, că, da, oamenii să-și poată ține mașinile acolo. În față venim cu niște alei frumoase, spații verzi, loc de joacă pentru copii, parcări și așa mai departe. Unde este loc în spatele blocului, a trebuit făcut 4 case. Garajul îi fac magazin, nu țină, dar au celor garaje, dar garaje, vezi că dacă venim cu un proiect, toate la fie, garajul și-l face omul, dar pe proiectul. Poate fie care prioritează, mi-a arătat și nu fi, ca să vedem înainte de seama. Sunt bine, că suntem opasivi. Sigur, fără probleme, deci fără probleme, noi am cerut acum să devină cu o amenajare pe zona. Deci cam așa. Mulțumesc că am vorbit de aia. Declară închisă ședința ordinară de astăzi.